Salut, eu sunt Sherry și bine v-am găsit la Minte Mă Frumos, show în care minciuna cântărește mai mult decât adevărul. Când... Din greșeală am călcat un fan cu mașina pe picior când făcea poză cu mine. Adevărat, ești nebun la cap, doar l-ai călcat pe picior. Păi da, mă, dar fii atent, îți demontez eu argumentul foarte simplu. În primul rând, tu n-ai carnet de conducere, n-aveai cum să-l cauți cu mașina pe bă, picior. Bă, vere, cu piciorul, vere! Ok, da, dar zis cu mașina pe gen. Picior. Stai așa, am mașina. Călcat, e doar la singular sau am călcat, e și la plural? Gen, eu cred că e și la, gen, noi mai mulți am călcat, adică nu doar eu am călcat. Stai așa un pic viața mea că... Eu nu prea am fost la școală, păi dacă stai un pic, dacă Shelly face accident și eu sunt în mașină cu el, nu zic, am făcut accident, am dat peste unul cu mașina. Bă, da, noi, stați un pic, vreau să zic eu aici. Nu poți să zici, am dat peste ăla cu mașina, pentru că acțiunea aia a participat doar șoferul, nu? Că nu se conduce pe ce era mașina de școală de aia cu... Păi ce-a făcut, adică Shelly dă peste unul cu mașina, sunt cu el în mașină, zice, a, da, într-o zi am dat peste unul cu mașina, nu, Shelly a dat, prostul, eu... În dreapta. Deci așa îl bași pe tovarășul tău. Eu sunt curate. Îl bași pe tovarășul tău. Eu sunt cu mâinile curate. Ești nebun. Auzi, Jen. Dacă tu ești din generația care dă cu pixul, ok. Dar noi doi am călcat. Noi bă, nene! Bă, nene! Aveți aproape aceeași vârstă. Dar eu sunt mai mic și sunt crescut generația mai generația care dă cu pixul. Mine, dar eu dacă dau cu pixul pe mine, mama mă bate și mă dezmoștinește și tata mă calcă în picioare dacă dau cu pixul. Mai bine mă duc la pușcărie. În fine. Pișchirie. Din greșeală am călcat un fan cu mașina pe picior când făcea poză cu mine. Ok, cine conducea? Să zici că e la plural, cum vrei tu. Stai așa, conducea Cami. Cami, cine e Cami? Un băiat. Un băiat bine. E o fată, sincer. Și eu, și eu, și eu. Bă, jur că eram că e fată. Deci e un băiat, la concert, da? Deci el este... E un... Stai așa. E ce? Deci e un băiat, ai zis. Vezi cum vorbești despre Cami. Vezi cum vorbești despre Cami, că e aici, în spate. Și are mașina la el. Deci, acest la picioare. Băiat, Cami, da? Da? El conducea. Așa ai zis, da? Probabil. Păi cum probabil? Probabil el conducea, da. Păi eu te întreb, ok, cum zici probabil? Da, păi și eu răspund cum vreau eu. Jocul ăsta, pentru că tu trebuie să-i răspunzi lui la nerămuriri. Ok, și eu i-am răspuns la nerămurirea lui. Deci nu ești sigur dacă conducea Cami. Nu știu, că eu dormeam, gen. În timp ce o cea la poză. Deci da, mă, el a călcat, dar el dormea, de gen, da, el a călcat, că el dormea. Era Tupac în mașină acolo. Și păi după... și dacă tu dormeai, nu, tu cum știai? Stai așa un pic. Da, mai mai pun o dată întrebarea, că am glumit. Am vrut să fac un pic de Caterinca ca să mai fac un pic de view-uri. Ca ideea asta. V-ați mai cerut scuze, ați apucat, adică okay, Cami a ieșit tu, să... Și tu cum ai aflat că l-ai călcat? Am luat și l-am pupat, nu, că m-am trezit. Am și zis că am glumit că dormeam, nu dormeam. Băi, Petre are o tactică de joc foarte interesantă, adică n-am mai văzut tactica asta până domnul acum. Domnul host, vorbiți cam mult, deci... Nu, cred că tu vorbești cam mult, Cami, că băi, ai tăi n-au apucat să zică nimic. Schimbam capitanii de episodul video. Cami, n-ai rezolvat nimic, mai mult ai făcut rău. A zis domnul host, zic eu ultima întrebare și pe aia vorbești. Deci fii atent. Deci. Vreau să știu cum ați aflat că l-a scălcat pe băiatul ăla pe picior. A făcut mașina așa. A strigat el. Bă, 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 m-a scălcat pe picior sau cum s-a întâmplat? Da, exact. Ah, exact. Asta era nelămurirea mea. Ok. Ai aflat cine e fanul ăla? Dacă am aflat, adică am aflat că era în fața mea, gen, dar nu am aflat cum era pe Insta, pe Facebook și pe toate rețelele de socializare. Da, am aflat că era în fața mea, adică l-am văzut. Da. Nu dormeai. Nu dormeam, nu, glumeam, ți-am zis de 3 ori că nu. Păi și după ce l-ai călcat, v-ați oprit dacă ăla a țipat? I-am făcut o fricție. Și n-ai făcut și tu cum a făcut Maximilian cu Costi să-i dea ceva cadou? Dracu. I-am dat și o fricție cadou. Gen cum a fost copilul ăla de la călcat pe trecu mașina și aici Costi. Păi da, mai Maximilian a fost băiat pe trecu. Haide că noi n-am stat atât de mult la atac la lei. Ok, deci. Miri, că tu ce zici de pomeni asta ție, cum îți sună? Total fals. Total fals. Adevărat sau fals, ca să știu. Stai un pic, Miri, că nu e ce doar că e fals, e total fals. E de total ce fals. E total fals? Mi-e foarte, adică încerc să-mi imaginez cum te calcă cineva pe picior, mă gândesc că te calcă pe degetele de aici din față. Și e foarte greu când tu stai cu fața spre mașină, da, să faci un selfie sau o poză de genul. Da, poate să fie gen de la degete până la, adică până unde se termină degetele. Ok, bun, deci... Deci ziceai că dormi? Și ăla frate, nu dormeam, am zis la mișto, ce nu înțelegi, am zis la mișto, am glumit. N-are. Eu zic că e adevărat din simplu fapt că e posibil, pentru okay. Că atunci când pleci de la posibil concert... Posibil este orice în lumea asta, cum ca să știi. Ca idee! Tu ai făcut la fan chestii urâte Grammy? Am văzut un clip, că ai făcut la unul. A fost altă poveste. Fals, adevărat, nu stăm foarte mult la taclare, mai avem decât de ridicat încă 2, 3, 4 de astea și nu vreau să ascult foarte mult. Păi oricum, zi, eu zic zi, dar sunt curios ce zici. Fals. Bun, verdict final fals. Petrică, cum e povestea deci, asta? Deci, este total adevărat, fiți atenți. V-am zis, am zis. Bun, vă pup, nu mă întrebați de ce sunt foarte bun, așa m-am născut. Aron, e rândul tău, șeful, era poveste. Când eram mic, am căzut într-un canal care n-avea capacul pus. Era canal de ăsta pe stradă? Fix pe stradă, da. Pe ce stradă? Ai căzut înăuntru și? Căzut înăuntru, nu era un canal gen de la
care circula apa. Era un canal de la de ploaie, cum ar adânc? Veni. Nu, de 3-4 metri, gen. 3-4 metri e mult. Și am crezut unde ăla. Da, e mult. Nu, era mic. Un etaj. Bă, că are un stil așa de apă. Unde în București? Mă, ce, mă, cam 3-4 metri, așa, de, nu era canal de la în care cădeai, gen, unde erau șobolani America, New York. Era canal de la de ploaie, să circule, gen, ploaie să nu se înfunde strada. Și era apă de ploaie în canal? Nu era apă de ploaie, era așa, nămol, budincă, așa, de-aia. Te jucai, ce făceai? Nu, frate, mergeam pe stradă, eram cu bona mea încă de mic. Așa. Cu bona? Păi câți ani aveai? 7-8 ani, cam așa. Păi erai cu bona la 8 ani, mă? Eram... Ce bună lui? Ei, ce bună era, filipineză sau româncă? Nu era filipineză, că n-avem de-alea. Cum o chema pe bona? Cum o chema pe bona? Nu știu cum o chema pe bona. Am schimbat multe bone la viața mea, v-am zis. Da, da, pe asta sigur ai schimbat. Aron, Aron, pe ce stradă erai? Pe o stradă de la mine în cartier, nu știu numele stradilor. Ce cartier? În Corbeanca, Paraisul Verde. Nu știu ce să zic. Păi scrie, eu cu psihologia așa, dar da, povesti încă nu știu, nu știu, e foarte ciudat, băiatul. E prea dubios să cazi într-un canal acolo la bogați. Canalul de 4 metri. Mai spunem despre bună. Deci 4 metri până acolo sus, ca să înțelegem. E mult rău, bă, 3-4 metri, metri și ai căzut în canal, în budincă. La... Hai să vedem cum ai ieșit din canal. Am ieșit de acolo, au venit pompieri, a venit poliția, a venit ambulanța. Cât timp ai stat în canal? Forțele speciale, ONU, NATO, 2 F-16. Cât timp ai stat în canal? Am stat. Ce ai simțit în canal? Că bănuiesc că de la bani la acolo e o chestie, un sentiment ciudat. Poți să ne spui ce ai simțit când erai în canal? Bă, frate, eu de mic am fost un om foarte curajos, mă înțelegi? Mie mi-a plăcut când am căzut în canal ăla. Dimpotrivă, gen, mai aveam ce să povestesc la prieteni. Mă simțeam bine, gen, mă simțeam erou, că eu citeam foarte multe benzi desenate și așa. Și mă simțeam bine, nu știu, a venit salvarea, au venit pompierii, pompierii m-au scos cu o scară și asta s-a întâmplat. Cam pute povestea asta de canal, vreți să vă mint. Deci câți ani ai zis că aveai? 8 ani, acum ai... 7-8 ani. 8 ani mai târziu și a deschis și eu canal. Mă, pare puțin surreal așa de la 4 metri și nu te-ai lovit, n-ai făcut nimic. V-am explicat, cred că am zis de 3 ori, nu era canalizare, canal de canalizare. Dar ai zis că avea 3-4 metri, boss. Nu știu cât avea, 2-3-4 metri. E, 1-2-3-4 metri, 50 de centimetri. Nu știu cum mă gândesc mai bine, nu m-am lovit, i-am căzut în picioare. Era un șans, doamne, acum mă gândesc mai bine, ajută-ne! N-ai experiență cu copiii? Suna super fals, să zic sincer. Cum cazi la 3 metri, la 3 metri și nu te lovești? N-ai cum. Dar sigur că sunt 4 metri, n-ai nu ne aburești. Nu sunt sigur câți metri erau, nu știu dacă erau 3, sau dacă erau 1. 4, dacă erau 1. Ok, verdict, e momentul să dați verdictul, adevărat sau fals? Zi o zi. Să încercăm invers. E adevărat, mă, un cățeș. Adevărat, mă, hai. Mergeți pe adevărat? Adevărat, am eu. Răspunsul e adevărat. Aron. Costi, dă verdictul, îți spune. Păi nu știu, e adevărat. Mă întreb pe mine, n-am că știu. Este fals. Bine, bă, băiat, bă, eu zic că e adevărat. Am zis un rău să fie. Nu știu că e adevărat, să mă rog, mă. Eu știam că e ardem. Mă jur că am crezut că e adevărat. La 15 ani, după ce am băut niște șaturi, am plecat dezbrăcat spre casă. Dezbrăcat spre casă? La 15 ani, după ce ai băut șaturi aia? Da. Deci ai băut șaturi de cu 15 ani și ai plecat de la mare de casă. 15 ani după ce am băut niște șaturi, am plecat de zonă. M-am îmbătat. Bă, s-au făcut 15 ani când am băut șaturile alea. Stai, dezbrăcat complet sau fără tricou? Nu, eram cu tricou pe mine, l-am dat la un moment dat jos tricou, dar m-am oprit să mă picur. Și am rămas cu pantaloni de atunci și mergeam, știi? Dezbrăcat. Da, și te-ai zis, bă, ăștia să-mi stau mai bine așa, la genunchi. Unde da. Ai făcut treaba asta? Pe Nordului. Pe Nordul în București? Nu pot să cred. Și cât te-ai plimbat cu pantaloni în vine? Până... Până acasă? Până acasă. Cu pantalonii până aici, așa? Da. Nu bine aici, așa. Aici. Îi țineam așa și mai mergeam. Dar ce, te răcorea sau ce? Îți bătea nu vântul mai, la... Stai seama că nu mai înțelegeam eu foarte mare lucru atunci, că la 15 ani... Și te-ai văzut cineva? Păi și stai, la 15 ani erai singur? Nu. Cu cine mai erai? Cu Lino. Și atât? Da. Și el și Lino era și el tot... Lino era mai rău. Cum mai rău? Era cu tot jos. Da? Da. V-ați întâlnit cu cineva pe drum? Bă, cu cancanul nu s-au întâlnit, da? De asta am avut noroc, da. Bă, cum nici n-aveam dar... să dea, era pornografie infantilă și de bun, nu puteau să dea așa ceva. Mai treceau pe lângă noi oameni. V-au recunoscut, v-au zis ceva, bă... Păi la 15 ani cine să mai recunoască? Și strâng la față. Generația din ziua de azi, da, băi, seama. Unde ați băut? Nu mai știu cum zumea. În ce zonă era barul? Fix la intrare, pe Nordul, dar era ceva...
În loc la argentin, la astea de mergi. Și ați băut numai voi doi? Nu, a fost o petrecere de asta din de nudiști. Am fost atunci de acolo cu Rogoi. Nu, din ceva din industrie, nu mai știu. A. Băi, am premiu Pulitzer. Și eu am făcut, ai ok. Lina e mai mare ca tine, sau e mai... Da, e mai mare. E mai mare. Mai mare. Și ăla era și mai mare și s-a dat în jocul lui. De a, s-a jucat de elicopter. Dar poate s-a dat el în jocul ăla. Dar mai nu mare. Vă venea iurea să mergeți așa cu pantaloni? Cred că nici nu mai... Nu, e fain. Deci am mai făcut și tu? Da. Cred că era și el cu voi seara aia și nu mai aduceți aminte. Era și mă dăgă și ea pe unii să mă era tot în perioada aia, tot în perioada aia, ai să vezi. La ce oră ați plecat? Era zi. A, era zi! Era dimineață, alergau babele pe lângă noi cu căști biți în urechie, treceau. Și ta, oh, mamă! Și când ați ajuns acasă, ce ați făcut? Ne-am întins pe jos, în fața blocului. Nu cred, stai. Nu ați intrat în casă? Nu. De ce? Păi n-aveam cheia de la casă. Dar unde era cheia? Și v-ați întins tot așa cu pantalonii? Te-am mai ridicat, îți dai seama. Am mai vomat una alta. De ce n-aveați cheia de la casă? Nu mai știu, mă, iubire, de ce n-aveam cheia de la casă. Păi și cum ați intrat până la urmă? Ce eram? Mi s-a deschis ușa după vreo 2-3 ore. Cine v-a deschis ușa? Domnul Alex. Nu v-a zis nimic când ați intrat în casă, bă, ce faceți, ce alea, ce... Dormeau copiii și nu... N-a stat să uite la noi, a deschis și a plecat, cred. Și aș făcut la fel. 15 ani, păi erau născuți copiii? Da. Zi, Alexia, da, tu. Da, erau născuți. Cred că Dominic era, nu știu dacă... Eu zic că e adevărat, că... La cum se distrează. Eu n-aș crede. Eu zic că e faza, dacă Alexia spune că e adevărat, doar vrea bine pentru echipa noastră. Deci. Bă, tu lansați, tu deja lansați niște piese atunci, adică da, nu era la nivelul de faimă la care ești acum, dar asta aveai zic. Niște milioane, cred că, de vizualizări totuși. Da, și mai ales că erai o petrecere a industriei, adică, na, nu erai cineva, nu erai chiar da. Necunoscut. Uite cum vorbesc între, a, de fapt, au voie. Păi ne... Ne consultăm. Lasă, ne consultăm lasă, că conferință. Bă, zic că e falsă, frate. E falsă? Zici că e falsă, Costi? Eu zic că e adevărat. Tin să cred că e falsă, dar totuși o să aleg adevărat. Bun, răspuns final adevărat? Adevărat. Cu mențiunea că domnul Costi se menține pe fals, dar răspunsul overall al echipei este că povestea adevărată. Mario? E adevărat. Nu știu de ce Mario puteam să jur că e adevărat. Wow. De ce? E din prima când am auzit asta. Dai seama, dar acum. E foarte lungă poveste. Da. Am furat multă înghețată de la un magazin când s-a luat curentul în tot orașul. Mai aveți întrebări sau? Ce? Ce înghețată era? La strada, taste the world. În ce era așa ai zis? La Târgoviște. La Târgoviște pe unde? Da. Eram în centru, în centru. În centru era. Găscam băieți la Târgoviște. În centru ce magazin? Acum. Magazinul se numea Merloni. Merloni, era pe lângă Merloni. Și ce înghețată ai furat? La strada, taste the world. Cea mai scumpă pe care nu mi-o permiteam atunci. Era vânzătoarea cu blițul magazin, de paranoia să nu iasă afară. Și ce zis, am căiat acolo cu blițul, că era luminat luat în tot orașul. Și eu cum am vrea să mergem la magazin, de fapt, știi? Și când am văzut că mai cu blițul acolo, că s-a panicat, am deschis instant, îți dai seama, am băgat mâna înghețată și am plecat. Cred că aveam 16 ani, 17 maxim. Păi și la înghețată te-ai gândit, mă, măcar te-ai sufăr. Păi nici n-am să fur de acolo, nu mai vreau să fur altceva. Nimic, pe acolo. Ce, mi-ai fost la magazinul ăla după aia? S-a părut gest frumos, cu zâmbetul pe buze. Te-a prins cineva? Nu, nici nu vreau să mă mai recunoască că dacă era noapte, eu sunt negru și nici nu. Aveau și camerele oprite, nu? Da, exact, nu era exact ceva. Ziceți, mă, băieți, cum vi se pare povestea asta? Puteți să-mi puneți întrebări în continuare, adică eu am câteva întrebări. Eu am toate datele deci, probleme. Deci, gheboasă și furat să leagă bine până aici. Deci, până cu aici înghețata, adevărat, nu prea ales cu înghețata, nu știu, n-a... Ogiule, n-aveam ce să fur. Să moară, mă, dacă aveam ce să fur. Bă, deci, pare sincer, zici? Așa, nu știu. Bă, mi se pare adevărat. Și mie mi se pare adevărat. Da. Răspuns final adevărată, povestea, Ghebe. E adevărat. Până la 11 ani am fost analfabet. Și de la 11 ani tocilar. Până la 11 ani n-ai știut să citești, gen, n-ai știut să scrii. E greu că ești versus Petrică, care știe mult despre tine, dar... Stai, nu știi, băiat. Tu la școală n-ai cum să-ți dai cu presupusul față de mine. Păi da, viață, dar eu la școala vieții, e greu.
Sebi, cum ai aflat că ești analfabet? Ți-a spus cineva? Au râs copiii de mine la școală când citeam. Când citeam la școală, râdeau copiii, mă luau la mișto. Cum citeai, mă? Ia mai citești toată bilețelul lor, ca să-mi fac o idee. Să vadă cum citești. Da, mă, dar acum nu mai stai analfabet. Dar citește pe silabe. Păi ce faci, Costi? Ori așa, ori, mă. Ok. Bine, mă, tovarășul. Ce faci, ce zice ăsta? Și ce a zis mama ta? M-a dat la meditație. La ce? La 11 ani. La matematică. La română. La alfabet. La română, la română. Dar cum s-a întâmplat? Adică tu erai clasa a 4-a, 5-a, nu? Da. Păi și ce s-a întâmplat? Cum? Nu știam, mă, să vorbesc, nu știam. Eram prostul clasei. Nu știai să scrii sau nu știai să vorbești? Păi, așa cât de cât l-a scris, dar la vorbit eram rău de tot. Dar era din cauza emoțiilor sau nu știai, tu nu le judecai? Nu, eram eu bun de nimic. Deci nu știai cuvinte, efectiv, te gândeai la ceva și bă, nu știai care e cuvântul. Bă, viața mea, haide să încheiem subiectul, e fals, vă zic eu. De ce judeci așa repede? Eu nu cred că mama lui, am cunoscut-o pe mama lui și e mamă super mișto și femeie în toată firea, nu cred că l-ar fi lăsat să fie analfabet până în clasa 5-a. Frate, îți place de mama așa mult. Dacă da. Aveți un pic de încredere în mine, mă ascultați, dacă nu, o să facem tot. Și eu cred că e fals, stai liniștit. Dar a fost foarte supărată pe mine. I-a zis diriginta, că era primul an de când aveam dirigintă, că era în clasa 5-a. Păi da, tu n-aveai cum să ajungi clasa 5-a dacă erai analfabet. De ce? Eu fi rușine. În mod normal în școală n-ar trebui să te lase să treci clasa dacă ești analfabet. Bă, să mor eu, sunt două variante, oricum ori minți, dacă nu minți să moară tati dacă mai vorbesc cu tine, dacă știu că până la 11 ani ai fost analfabet. N-ai cum, să nu știi să vorbești, să nu scrii, e fals 100%. Că stai mă, tu până la 11 ani ce făceai, mergeai la Comper, la astea, erai bun rău. Viața mea, dar că insistă să nu știu să scrii, ești nebun la cap, până la 11 ani n-ai cum să nu știi să nu scrii. Sebi, tu ai prins examenele alea între clasa 4-a și a 5-a? Da. Și ai dat examenul de clasa 4-a către a 5-a și l-ai luat? Da. Ok, deci n-aveai cum. Ok, dar m-a ajutat colegul. Fals, mă, sunt două variante. Dar fals, mă. Ori după întrebarea asta nu mai vorbesc cu tine dacă e adevărat, gen, tu să nu mai vorbesc cu tine dacă e adevărat. Poți să fii și tu diferit față de restul. Bine, fii atent, nu mai vorbesc cu tine dacă e adevărat, gen, că înseamnă că n-am cum. Și dacă nu e adevărat, cum nu e adevărat în fals, cu ei, de ce fals? Verdictul final, bro. La 11 ani să nu știi să citești, să scrii, n-ai cum să fii analfabet, că ăsta nu e așa de prostă. Verdictul lor final e că povestea e falsă. Acum, hai, spune-ne tu. Da, mă, azi ghici. Era greu, băi, era greu. Am făcut karaoke cu Riana. Opa. A, smiley, știi? Păi și ce melodie ați cântat? Acum vrei să mă ții minte și piesele? A, da, cântat așa. Tocmai ce-ați zis care mi-a dat. Cred că ai ținut minte. Mâine cu Aiana. În primul rând, unde erați? Unde erați? Uiți. În Elei. În Elei, la Mojo, în Elei, în centru vechi. Nu, eram în centru nou, cumva. Din Elei? Da, da. Și când era... s-a întâmplat asta? Da. Scuze. Acum... Hai să mă gândesc. 8 ani, cred. 8 ani? Cred. Mamă. 7, 8 ani. A fost ceva cu Riana, cu presa din România mai de mult, cu ceva că s-a întâlnit cu cineva, dar nu mai știu. Cu Laura Ciurcanu. Nu, mă, nu. Laura asta e povestea ce se ocupa. Stai așa, nu, nu, nu. Nu e Chris Brown. Păi și Gina știe? Nu știu că i-am povestit. De fapt nu, că e, da, na, n-ai, nu. Și nu mai știi ce a cântat? Nu mai știu, dar țin minte că la un moment dat a cântat ea piesa ei. La un moment dat. Și a cântat bine? Da. Dar erați doar, era cerc restrâns, era, așa? Nu, era o petrecere, era o petrecere la care ne-am nimerit și noi. Și la un moment dat, noi nu știam a cui e petrecerea, era o petrecere a cuiva din staff-ul ei. Și a apărut și ea. Ah, ok. Ah, ai zis noi, cu cine mai erai? Cu Șerban. Evident. Bag, deci Șerban știe, dacă îl sună acum, dacă îl sună acum, știe. Da. Da. Păi și cum ați ajuns acolo? Cine v-a chemat acolo? Un prieten. Ce prieten? Bă... Erai în vacanță acolo? Nu, eram cu treaba. Erați cu campurile alea, da, da, făceați voi unde, vă duceați acolo? Într-o seară ne-a spus un prieten, mergem la ziua unei prietene de-ale mele, nu știu ce. Eriana. Au... Nu, 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 nu era, ele, era, cineva ele era prieten cu o prietenă, dar o prietenă lui prietenul, știi? Adică cineva care a imortalizat acest moment în vreo fotografie sau vreun filmuleț? Nu. Nu există nu, nimic? Nu, nu, n-aveai cum, nu. Dar n-ai voie la de-asta. Era un club din ăsta mega, așa, și la un moment dat, cum stăteam acolo la petrecere, cineva a zis, hai să mergem la karaoke. Și karaokele era o cameră, na, nu știu, destul de mică, nu era ceva mare.
Și erau vreo 40 de oameni, așa cred. Care v-au auzit cântând atunci. Da, cei drept, noi cântam în backing vocals, adică nu, da, da. Noi n-am ajuns la microfon. Ok. Și cum a fost Gheana? Așa, ia. Înaltă. Cum miroase? Da. Întreb pentru un prieten. Doamne, ferească Sfântul Bodone. Cum miroase Riana? În ziua a primăvară. A pichie. Miroase a bani. Dar povestea asta vă cum vă miroase? Eu am certitudinea că e adevărat. Certitudinea că e da. Adevărat? What? Da. Că el are... Tu ai avut colaborări prin state, foarte mult. Mergeați la studiouri și cântați. N-am ajuns să colaborăm cu Riana, totuși. Păi nu, dar la karaoke nu e colaborare. Pe de altă parte, ar fi dat-o la măruță undeva, ar fi dat povestea. Sigur, asta. E prea zis. Bună să nu s-o ții, să o zici, dar poate n-a avut măsul. Eu cred că dacă dai un Google Ponet, dacă dai un Google Ponet, sigur apare. Nici asta n-ai voie să faci. Știu. Ești doar tu cu... Ia zi, mi-a zis, mi-a zis, eu le mai povestesc. Bă, nu, hai să vedem, hai să o votăm. Vrăjeală sau adevărat? Ok, păi deja Florin votează că e adevărat. Eu zic că e adevărat. Tu ce votezi? Știu, și eu sunt super indecis, aș merge spre vrăjeală eu. Deci, mamă, nu! Hai, Gabi, fii capitanul nostru! Hai, Gabi! Fii capitanul! Hai, Gabi, siune! Cine știe cum vine Smiley să scânte? Ai grijă! Sau cum îți trimit eu poze de la grătar? Deci era Riana, nu Riana de România, cum se mai fac din astea. Am cântat cu Gica Hagi de România. Mă rog, Messi. Gica Hagi de chiar e de România. Gica Hagi de Asia. Gica Hagi de România. Am cântat cu Gica Hagi de România. Hai, Gami, fă o egalitate sau ne luăm avansul. Hai, zice că e adevărată. Bun, deci răspunsul vostru este că această poveste e adevărată. Bro, cum e povestea asta? Da, bă, e adevărat. E adevărat? Bravo, bravo, bă, bă, bravo, bă, bă, bravo, 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 bravo și tu, Bodone, hai bravo, bravo și eu. E bine și așa. Aia el a zis falsă doar ca să mă lase pe mine să mă chinui. A fost la karaoke cu Riana. Da. Ce vrut. Da, mă, e adevărată povestea, e pe bune, pe bune. Wow. Și era și ăsta din care joacă pe Batman acum. Pattinson? Așa. Și mai era ăsta din The Office. Daryl. Steve Carell? Nu, Daryl Philbin. Ah, ok. Ăla, deși da. Cântă și el, da, e și da, eu cântăresc. Și da, cântat, da, la clape și la astea. Așa. Acum? Keith Robinson. Și, ce rol joacă? Cine știe. Și ideea e că pe la 2 noaptea, cluburile se închid în ele. Corect. Și la 2 noaptea a venit unul. Cine e el? A prins lumina, gata, ești afară. What? Eu eram siderat, zic, bă, cum să scos mă pe Riana? Și cânta, era pe masă, frumos, cânta, era petrecerea în toi, toată lumea. Pof, vine ăla, aprinde lumină, gata, trebuie să ieși. Păi la noi se închidea la 2 după amiaza, dacă da? Era cazul, adică... Păi cum? O dădea afară pe Riana în club? Nu. Aia zic. Am dat cu mașina peste gaburul care m-a arestat. Tare, ce tare! Mă, dacă e adevărat că e arestat, dacă de OG sună asta. Când s-a întâmplat asta? Ce-mi place. Mamă, eu acum îl văd, l-ai pe Francesco tot tip pe braț? Acu 5-6 ani. Și tu când ai fost arestat, mai de mult? În precedență. Am înțeles. După ce am fost arestat, cam la un an așa, am dat cu mașina peste el. Am înțeles. Scuze, întreb eu ca și prezentator, am și o voie să mai pun de bagă. Cu intenție sau? Involuntar. Involuntar. S-a întâmplat, da. Deci n-ai vrut, ai zis scuze, ai zis, bă, scuze, n-am vrut. Bă, lasă-i pe ei să întrebe, că așa nu vorbim eu cu tine. Dar tu... Deci l-ai văzut pe el pe stradă și te-ai dus cu... Ai zis, iau-te pe fraierul ăla de mi-am aminte de el. Eram în trafic în Roma cu mașina, conducea un tovarăș și eram bară la bară. La un moment dat am zis să ieșim din coadă, știi ce zic? Și când am făcut stânga, s-a luat mașina cu scuterul, a luat roata, bam, a zburat. Eu m-am dat jos, am ridicat scuterul, l-am ridicat. Și când l-am ridicat în picioare și s-a întors cu fața la mine, am văzut că el și mi-am pus mâinile în cap, am zis, ha, băga mea și p***. Mai bine te lăsam aici. Și după aia omul s-a șters frumos de praf, s-a uitat la mine, s-a uitat la mașină, s-a urcat pe scuter și a plecat. A, fără mișto? Bă, și că s-a dus și a ridicat scuterul și pe el pare super OG. Pare OG, pare OG, pe bune, eu zic că e adevărat. Și cursiv. Exact. Deci povestea e reală, voi mergeți pe povestea reală. Bă, zic că e povestea aia, povestea reală. Nu mai aveți alte întrebări, nu mai aveți niciun alt dubiu. Dacă nu, cine a scris povestea, a scris-o prea OG. Ok, deci mi-a spus că e reală. Mi se pare foarte tare și reală, da. Dar vezi că și ăsta, și ăsta e reală, cum e spus final? E reală, da, e reală. Ok. Era să mănec în p***t. No clickbait. I-am hackuit PC-ul unui prieten în timp ce se uita la filme pentru adulți.
Fuit PC-ul în timp ce se uita la pornache? În timp ce se uita la filme pentru adulți. Ce fel de hack foloseai? Hack. Din astea, pe atunci, asta se întâmpla undeva prin 2000 și ceva, că eu sunt bătrân. Și trimiteam pe Yahoo Messenger hack-uri. Tot felul de aplicații, de executabile. Cum funcționa hack-ul ăsta? Dădea el click pe link? Deci, fii atent, erau, știi TeamViewer? Știu. Viewer, bă! Nu, ea nu-l ascultă, așa se zice, mai zis tu. Cum se era? Toți băieții așa știu. Viewer. Bă, noi îi face așa, bine, cu egresul mai bun. Deci era un program de genul ăla, care îl trimitea executabil. Ok. Și te conectai la calculator, omule, cum am conectat, a apărut filme pentru adulți la el în PC. Câți ani avea omul? Poate de fapt ei s-a ție un virus porno. Cred că undeva la invest. Nu știu, adolescenți, îți dai seama, 14, 15 ani, 13 ani, noi am început de vreme. Shelly, tu mi-ai zis mie chestia asta, că făceai și tu când erai mic. Știi că am avut-o de asta cu hacking-ul, dacă paranteză că mi-ați adus aminte, știți cum am aflat eu și cum am văzut eu prima dată ceva sexual ever în viața mea. Bă, stăteam la calculator, țin minte, și acum nu știu cât aveam, 6, 7, nu mai țin minte exact, ți-am ideea că am nu știu ce virus, frate. De la GTA Vice City, crack, ceva ce încercam eu să-mi pun, au apărut doi mâncați și pui tăi pe tot de creadă. Doi bărbați? Bă, mâncați, nu, era un ierșoia aia, e ok. Și ce ai făcut? Ce ai? S-a luat și el la loc. M-am panicat, frate, că mi-era de e-mail, mi-era de nu înțelegeam, nu înțelegeam nimic, înțelegi? Și gen eu atunci cum aveam calculatorul, cumva gen se putea vedea din bucătărie pe o ușiță ce era calculator, cum a venit și toată la copilăria mea, strategic, am avut obstacolul ăsta, că putea vedea mama la bucătărie, exact ce făceam eu, știi, ce vedeam, ce aveam wow. Monitor, dar continuați povestea da, cu... Și ai dat link-ul ăla, ăla a intrat? Nu era link, era un aplicație executabil. Așa, el a deschis. Da. Ce ai zis, da, ce zis că e treaba aia? Că e o pictură, nu va poză, e din asta piesă, o piesă de a mea. Deci făceai piese când ai atunci? Da, când de mult. Dar nu eram cunoscut, asta era altă poveste. Aș zice că e fals pentru că l-am întrebat dacă o deschis ăla executabil jos, că nu știe sigur. Numai păi dacă a, deschidea ar fi. Nu, de link nu era link, i-am zis, am trimis. Nu, am zis asta să nu se. Da, mă, bă, par genul care face asta. Stai, și de ce ai vrut să faci asta? Era tentant, intri la un prieten în PC. Da. Eu, haide, ziceți. Mai aveți întrebări ceva, nu știu, ultima. Nu mai gata. Ce, băi, Gami are strategia după asta. După ce a citit cartonașul, a făcut o pasta. Better Call Saul. Ce? Păi da, la derută. Când nu se mai uita nimeni. Eu așa l-am văzut, dar cum? Ne uitam toți. La derută. Cu tine. Eu zic că la derută a făcut-o. Eu zic că e nu neapărat de aia. Bă, el e atent la orice gest pe care o face. Crezi că nu e în stare să inventeze un gest? Atunci mergem pe adevărat. Deci mergeți pe adevărat. Mergeți pe adevărat? Bacovia era tu hacker și a hackerit un prieten și voi ați zis că e adevărat. Bă, da, pentru că ai zis că a făcut asta pe mes, astea se făceau pe mes, tu mi-ai zis că e la fel pe mes. Votul s-a dat, au votat că e adevărat. S-a dat, trebuie să ne... S-a dat. S-a dat. S-a dat. S-a dat. Ok. S-a dat. Bacovia e adevărat sau fals? E adevărat. Vezi, adevărat, mă? Da. Bine, mă. Bă, eu credeam că e falsă, frate, că prea s-a încurcat. Te-a încurcat intenționat, zi sincer. Da, mă, da. Bă, că bacă era o piesă, bacă era un tablou, bacă era... Poate-i fraieresc cumva, că deja începeau să fie cred. A, deci eu făcut-o la derută. Ce finessing pe Bacovia, ești nebun. La un concert, un fan m-a rugat din suflet să-i dau un pumn. Câte ani avea fanul? Nu, cred că avea mai mult de 14. Și ți-a motivat acel tânăr de ce vrea un pumn în gură? Da. De ce? De ce nu? Nu fiecare zi te bate de un motiv? De ce nu? Bă, nu, am văzut undeva făcând chestia asta și a plăcut super mult cum am făcut chestia asta. Stai, ce-a văzut undeva că ai făcând dat un pumn în gură? Da. Adică ai mai dat un alt pumn? Da. M-a văzut tot unui fan asta? Sau? Nu. Presupun că nu i-l-ai dat, nu? Dacă încă suntem... Păi dar cui i-ai dat primul pumn? Unui băiat. Ce băiat? Plătit pentru asta? Dacă eram plătit? Nu, dacă ai plătit pentru pumnul pe care l-ai dat. Dacă ai eram plătit, ai zis că dacă nu am plătit. Trebuia să fie și plătit, mă! Dacă pentru ai avut vreo plângere penală, vreo ceva? N-am avut, nu. Și cum te văzuse băiatul ăla că ai mai dat un pumn? Adică erau filmări, sunt filmări pe internet când te bați? Nu căutați. Da, nu știu că el e în... M-a văzut, bă, nu mai vorbește, mă, nu mai vorbește. Nu mai vorbește urât. M-a văzut undeva, da. Unde, mă, te-a văzut? Stai, mă, zine unde te-a văzut. Unde te-a văzut, dacă la nu mai știu orașul, într-o filmare. M-a văzut într-o filmare. Într-un serial. Și a plăcut mult. Într-un serial. Păi, într-o filmare. Ficțiune sau real? Știi că e la poliție. Real. Să vină băiatul meu. Ficțiune. Păi ai zis real, ok, deci te văzuse la ceva unde mi-ai fost tu și ai dat un pumn și a zis, bă, hai să-mi dea și mie un pumn.
Dar nu e, da, nu? Bă, nu i-am dat, nu. Ce zici, Ionuț? Real sau fals? Nu mă miră că un copil a venit să-i ceară un pumn în gură, nu mă miră. Pe bune de nu te miră. Nu mă miră. Bă, nu mă miră. Bă, unii chiar și-o cer să mor. Mi se pare că e așa vrăjeală. Unde? Într-o filmare, dar nu ne zice detalii. Deci tu mergi pe vrăjeală. Cred că Florin? Da. Vrăjeală. Vrăjeală, vrăjeală. Ai și o vrăjeală. Vrăjeală. Și tu ești o vrăjeală. Dar da. Verdictul lor, bro, e că povestea ta e o vrăjeală împuțită, nesimțită. N-am zis. Nu au zis chiar asta. Hei, hei, hai puțin. Sunt aici, bro, ce care-i faza cu povestea asta? Bă, este o poveste adevărată. Bine, nu pot să... Eram la un concert cu Joe, chiar nu mai știu unde eram. Nu mai au voi, stai așa, da, pe bună? Da, eram la un concert cu ea și când am coborât de pe scenă, a venit un admirator, să zic așa, la mine, mic, care nu știa, nu mă știa de la muzică, mă știa de la film, Proful, am fost să zic orice aici, nu? Da, da, da. Am jucat în filmul Proful. Și cum? Să zic asta, să-i spui, așa. Și cum a venit la tine? Și a venit la mine și mi-a zis, fratele meu, era, cred că era rude cu mine și era mai... Mi-am dat seama după accent. Fratele meu, îmi dai și mie un pumn așa cum i-ai dat lui băiatul ăla în serial? Și am întrebat, de ce mă? Ca să mă simt și eu bine viața. Și care a fost răspunsul tău? Așa mi-a zis. Răspunsul meu a fost, de ce mă vrei să-ți dau un pumn? Și după ce ți-a zis că ca să mă simt și eu bine, care a fost reacția ta? Bă, am râs, îți dai seama. L-am... Nu, nu, nu. L-am filmat pe story. Cred că dacă caut găsești filmarea cu el în arhiv, adică sigur o găsesc. I-a dat după aia pumnul în gură, dar nu că a vrut el, că a vrut el. Guys, trebuie să înțelegeți, când mergeți la concerte, nu Juno trebuie să-i cereți pumni. La următorul concert, Five Gang, Gami acolo. Bă, dar nu sunt, așa, un, nu sunt așa un om rău. Let's go, Rimanzi. Ai drăguță. Băi. I was in school. Aștept. And I showed my poo to a girl. Nice. And the teacher knew that. And then... Like she put me in, how do you say, punishment? Okay, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Adapt. Yeah, da, da. So what do you think? I think you did right. You did good. Let's establish first. So the story is this. You showed your to a girl, yes, in school. Da, yeah. But let me tell you. Okay. Three girls told me, I want to see you. And then I was a little bit confused. And then they told me to go in back of the door, out of the class. And then I showed my cola. Mm-hmm. Okay. And then and what happened? And then another girl was jealous. She told the teacher, Manzi showed the cola to these girls. And then the teacher was angry at me. Okay. So think if it's fake or real. So what do you see? What do you see? Wanna see? just think. How old were you? I was 9. 9? Și mă judecați pe mine la 13 ani. 9 years old? That was in Italy, yes? Yeah, that's in Italy. Italy, oh, no, in Italy is possible. Elementary school. Elementary, da, da, da. The name of the school. Yeah. The name is the name is just a school. School is a school. It's just school a school. One, school. No, oh, you want to know the school name? Nine years old. Elementary. No, but like the name or the address or something. The address. You want to know the address? Yeah. Which city? But, Roma. It was in Rome. No. You want to know the real name? Like the street name. The name Gianni Rodari. But what, you want to go there? You don't know Gianni Rodari. Okay. Una cazzo da tone sa fate Manzi. Manzi, how many centimeters at 9? Yeah, but are you popular or what? But why? No, just asking. Okay. Doing some research. 50 centimeters. Not now, then. But good, like, no, but hard, you know, hard. Let's go. Hard. Hard, hard puta. Now 20 without so hard. Think. Just 20 without. And what the teacher told you? Oh, good. Oh, ho! The teacher told me that it's good. He told you it's good? Yeah, because I'm 9 years old. I can't control myself, so it's good. Oh, okay. Yeah. That's what the teacher said? Yes, da. Male teacher or female teacher? Female. Female. In my school, only female teacher. Because elementary, so they need to teach kids good things. Yeah, not bad things. Da. Showing your... It's a good thing in Italy, okay? Elementary things in elementary school, you know?
So hi Manu, what do you think? False. Do you think it's false story? False. Are you jealous of the... Yeah. No. Albert, what do you say? That's a big cap. What you say is a big cap. But it's true, trust me. So how come they ask you? They just went to you and said, Manz, you want to see your... Because I was the only black person in the class. Okay. And these three girls... And it was like a legend. Yeah, no, but they were like curious, you get me? They were curious. And then I went around the corner and then I showed my dick back. And then the teacher told you, like, that's good. Like, in a good way, like, not in a, like, saying, yeah, it's good, but... Because she knew that. She understood. She understood because I'm 9 years old. So that's good. So it's true. I'm not capping. Then I think it's true. So your final answer is it's true? Yeah. No, but you say this like big cap. You see? Let them decide, believe me. Okay, so you say it's true? Yeah. So you say it's cap? Oh, yeah, yeah. And Recha, the final verdict is down to you, man. True. Bro, the first so you're going with true? okay, so this guy, you have rocked your final verdict. It's true, yes? True. So they say it's true. What do you say? I don't remember. It's true. Am intrat în casa unui prieten și apoi am fost acuzat că am intrat prin efracție. Păi era prieten bun ăsta? Nu era prieten bun. Cunoștință. Păi și cum ai intrat la era prieten, nu că e prietenul meu, dar era. Mai e prietenul tău? Mai e prietenul. Cum îl cheamă? Îl cheamă. Și ce a făcut? S-a dus la gardă, te-a dat în gât? Ce a făcut? Nu m-a dat în gât, părinții lui m-au dat în gât, nu el personal. La poliție? La poliție, la așa s-au ajuns, ne-am făcut bine după. Sunteți vecini acolo? Suntem vecini, da. La câte case? 2-3 străzi. Păi și cum te-au dat în gât? Când se întâmplă treaba asta? Nu înțeleg sensul, la modul ce... de pandemie, cam așa. Păi părinții lui au niște camere acolo, acasă. Așa. I-am intrat peste el, ăsta s-a supărat, vă dați seama. Păi dar cine a dat drumul la ușa? A intrat o așa în casa? I-am intrat pe un geam. Hai doar să o luăm așa. În 2019, omul meu, Aron, avea 12-13 ani. Cred că avea 12 ani, da. Și tovarășul tău câți ani avea? Nu știu, e mai mare cu vreo 2-3 ani. M-a intrat până în fracție cumva, că a intrat pe geam. Da, dar era tovarășul meu cum ar veni, gen, n-o luăm chiar așa. Plauzibil, la ce etaj e? Cum p***a intrat tu pe geam? Era la partere, avea casă, ce e? Da, casă, la casă, da. Și gardul cum l-ai sărit? N-am sărit gard, sunt casele ca în America, gen. Ah, ok. Ah, sorry, știți voi, mă. Gata. Corbanca. Mi se pare... trasă de părăția. Da, exact, cam acolo. Balanța înclină spre fals. Dice fals? Nu? Da. Deci să vă decideți voi. Bine, acum, oricum. Ok. Nu mai contează nimic. Nu mai contează nimic. Răspuns final fals? Da, e pe fals. Fals. Răspunsul lor e fals, Aron? Ce era cu ăstii? Păi nu știu, frate, nu am intrat. Să moară domnul procuror dacă nu te-am intrat. Costi l-a scris. Ce era Costi? Era adevărat. Bine, bă, mâncați, ești p***a, bravo. Am luat bătaie de la un taximetrist pentru că i-am dat țeapă. I-a dat seapă, adică... Adică la fel, nu am plătit cursa. Nu am plătit cursa. Am sărit din mașină și am fugit. Și eu mai făceam de asta în doi punti. Dacă e adevărat... Dar nu săream din mașină. Doi punti? Nu săream, mă oprea, mă dea jos. Bine, în cartier nu prea intrau cu taxiurile. Am înțeles, bun și tu. Bun. Micro cât? Eram... tot prin centru, eram ghici. Stai, pentru cei care nu sunt din Târgoviște, cartierele din Târgoviște, unele dintre ele sunteți micro 8? Așa, micro 8, micro 9, micro 2, micro 3, micro 4, micro 5. Ca la Buzău. Micro 7 n-au mai făcut. Micro 7 n-au făcut. Au pauze între ele, să știi. A, da? Da, nu vin consecutive. Și șerpărie care? Șerpărie ar veni cumva micro 9, dar nu e micro 9, că e șerpărie unde sunt doar care nu se hales cu de micro 9, e așa. Ah, ok. Am înțeles. Obișnuiam. Câți ani ai venit tu? Cred că tot așa, 15-16 ani. Da, dar acum nu mai are acel patosul ăla de să ne convingă. Din taxiul. Păi nu s-a schimbat strategia, taxiul. Am fugit. Taxiul ăla m-a alergat foarte tare. N-a reușit să mă prindă, pe mine singur. A alergat după tine. Eu pe stradă, știi ce zic? El pe lângă mine. În timpul ăsta am luat-o pe niște scurtături așa la șmecherie cu știa mea pe acolo, pe la mine prin oraș și omul și-a chemat întăriri cu un E46 de la, bă, deci o tigaie de aia care să învârte. Bă, și când am venit. Știi cum era la asta, cu taxiurile la noi la Ploiești? Era Codana. Nu știu dacă a ajuns la voi. Era Codana, boss. Dacă te dai țeapă la taxiul, se strângea 10-20 de taxiuri și te bătea pe Codana. Codana se numea, da. Asta se întâmplă atunci. Zicea Codana până stație și se strângeau repede. Zicea Codana și unde ai dat țeapă. Imediat veneau în 3 minute toate taxiurile din jur. Așa era la Ploiești. Nu ziua, dorești și eu un taxi. Nu se poate, domne, s-a dat tot țeapă și toate mașinile noastre să le-a bătaia acolo. Nu. Da, e cu Codana. Eu cred că am făcut ceva de genul, știi? M-au legat și eu cu E46, fii atent.
au coborât din mașină toți la un moment dat, m-au prins, bineînțeles că erau 3-4 persoane, m-au bătut foarte puțin, m-au pus jos, cred că mi-au dat două picioare. Ascultă, m-au bătut foarte puțin, bă, m-au lăsat o secundă, secunda aia am fost cioară și am reușit să fug din nou de ei. Bă, am fost atât tare. Dar să fie bătut mai mult, nu știu. Bă, cred că de că mergea mai tare de atât. Și era vreo cursă de oblei. Dar mie se pare super real. 36 de lei, bă. 36 de la București. Bă, și după ce m-au alergat ăștia, am văzut un mega imaj. M-am dus după mega imajul ăla, și acolo erau mașini parcate una lângă alta. Și m-am băgat sub una dintre ele, frate, înțelegi? Bă, și am stat acolo și am și vorbeam pe telefon. Veni să mă luați, frate. Aveai telefon? Să mă ia. Aveam telefon, da, aveam telefon. I-ai sunat pe ea, a venit să te ia? A venit un prieten să mă ia și am fost cărat în cârcă, pentru că l-au după un picior, m-am fost înviețit aici, știi? Nu l-au bătut rău. Nu l-au bătut rău. M-am primit vreo 2-3 picioare. Merita mai mult, pe bune, merita. Bă, durea 36 de lei, merita mai mult, pe bune. Un picior e o play, cam așa se spune. Atâta e pe bursă, pe bursa de bătaie. Cum e mai ieftin? Cât mai mult picioare, 8-3. Dar e pasă, nu cred că a înțeles regulile jocului. Ce? Și acum e falsă. Și dacă e falsă, Gami, ce faci? Plec acasă. Dacă e falsă, la cum e povestit-o, plec acasă. Merge și cu pariuri aici? Păi asta zic. Ziceți, mă, ziceți. Bă, omul iar era excited. Bă, mă, minte, 4-6 ora să vezi. Și m-au luat aia, m-au alergat. Bă, eu zic că e adevărat, mă, că dar dacă iar m-am înșelat, cred că mai plec acasă. Zic, Gami, tu decizi. Eu zic că e adevărat. Ok, răspuns final, e adevărat? Gheboasă. E adevărat. Gheboasă, dar nu strâng mâncață și... Am fost căsătorit un an și 8 luni. Oh, s**t. OG-ule, dacă nu te superi, câți ani ai? Să începem așa. 31. Mulți înainte. Mersi frumos. 31. De mult? Acum 10 ani. De ce v-ați despărțit? Pentru că eu am plecat la Milano și mi-am urmat visul cu muzica și... Și-au ajuns scuteri și au urmat și alte vise. Și training-ul? Aveam multe și vise. Și fata respectivă vine dintr-o familie de napoletani, de mafioți. Nu, mă, napoletani. Și cine nu știe, napoletanii au niște reguli. Știi ce zic? A, și aveau regulile cumva ce, să vă căsătoriți, să vă rămâneți acolo, să... Fata să ia de acasă, pe scuter. Nu există... Între ei. Nu există relații la distanță, sunt mai old school, așa să-i numim. Ați mai ținut legătura după, ați mai vorbit în vreun fel de atunci? Eu am stat 5 ani cu fata respectivă și am fost căsătoriți fără să știe nimeni cumva, adică știau doi tovarăși, prietena e cea mai bună și îți dai seama că n-a fost căsătorie în biserică sau... A fost așa că... Ca Romeo și Julieta. Pentru alea. Dragostea noastră, da. Deci tu aveai două... Era mai mică ca tine? Eu aveam... Făceam meciuri de box, aveam 23 de ani. Și ea? Era mai mică. Băi, adevărat, bă, Costi. Și mi se pare super. E primul rând, date exacte, vezi că știe date exacte. Da, când făcea box în cutare how. Ce este mai adevărat? OG te-am prins, nu? Și eu știu că a făcut box. OG te-am prins. Răspuns final adevărat. Da. OG? E fals. S-au câștigat și voi ceva. Bă, de orice eu dat-o. Câștigați, mă, măcar pe final. E fată de mafie, dar nu am căsătorit. Nu te-ai căsătorit. Vezi, bravo, ai zis-o, ai dat-o bine. În timpul unei partide de sex, mi-am pierdut erecția pentru că m-am uitat la o icoană cu Sfântul Gheorghe. Te cred? Eu dacă îi bătești la picioare, timp ce așa, gata, stop! De ce nu mai fost în echipă? Ești religios? Este, da. L-am văzut, da. L-am văzut, da. Da. Eram la mine, în apartament la Ploiești, dar eu am câteva icoane de-astea. Ce crezi, cadoul pe care îl fac la prietenilor mei, mereu de fac câte o icoană cadou. Acum lăsând gluma deoparte, nu cred că e bine să facem prea multă... Acolo așa m-a prins, probabil, știi, dar nu trebuie să facem prea multă glumă, știi? Mereu la fiecare onomastică de asta dau cu o icoană cadou prietenilor mei apropiați. Adică mereu am făcut treaba asta. Frumos. Da. Și de ce ți-ai pierdut erecția? Îți dai seama, am intrat în alt film. Eram acolo, bam, și am ridicat capul de ridita mai icoana, știi, cu Sfântul Gheorghe, îți dai seama. Da. Tu unde stai singur acolo? Da. Și de ce Sfântul Gheorghe? Că de obicei eu știu că e Sfântul Petru. Pentru că așa îl cheamă pe tata. Ok. Pe asta e știu. 100% că... reală, nu. No. E reală, ziceți? Da. Zici tu, Aron? Da, mă, cred. Și eu sunt foarte grei. Bă, și eu vă zic, dar simt că e puțină vrăjeală. Nu, mă, nu. Și cine s-ar fi gândit să bage așa text? Pare reală, dar pare povestea
Eu zic vrăjeală. Că e reală, frate. E poate să zic că ești din prima, ți-ai schimbat da, bagajul. Da, dar e poate să nu o întrebare, el doar crede. Eu îl cred în prima, pentru că și mi se întâmplă la felul, dacă îi văd deștept de la picioare sau picioarele, stop. Ce? Dacă îi văd deștept de la picioare, stop. Nu sunt încă o problemă. Trebuie să băi, trebuie să nu-i văd deștept de la picioare. Dacă nu-i văd deștept de la picioare, stai un bă, asta ale, ale mele. Cred că am început să-mi dau seama ce trebuie să fac aici. Ca să nu fiu... O facem față, Ghepa. Merg după Costi Max. O faceți bă, față deodată? Da, da, i-am convins pe băieți că e falsă. Nu, dar doar sunt curios cum e falsă. Bine, adică unde zi de ce. Am experiență de 3 jocuri, Shelly, crede-mă și pe mine. Ok, bine, deci nu vei să-mi explici. Nu. Răspuns final? Falsă, da? Răspuns final. Falsă. Bă! Pe ce te-ai bazat, mă? Pe ce te-ai bazat? Da, nu trebuie să... trebuie să învăț jocul bine, știi? Ce crezi? S-a întâmplat asta, dar nu era cu Sfântul Gheorghe, eu n-aveam nicio legătură și pe tata îl cheamă Ion, știi? Adică n-aveam... știi? M-am, nu mai știam cum să duc, știi? Doar că m-am manifestat prea mult în... Ăștia au zis că e adevărat, eu eram singurul care era, zicea că e falsă și el încerca să mă convingă pe mine. Și am zis, bă, dacă încearcă să mă convingă pe mine, clar e experiență. Da, asta e faza, că la început nici noi nu. Ce să faci, mă? M-am culcat cu gagica unui băiat care m-a chemat să-i cânt la majorat. 100%. Pare ceva și ar face zi. Urât, urât. E adevărat 100%, vă zic eu de acum ca să jur pe familia mea că e adevărată. Stai puțin, erai tovarăș cu băiatul ăla? Ne știam din prieteni comun, nu... Merge. A, te-a plătit să-i cânti la majorat? Părinții, el nu știa că eu o să cânt. Ai b***o înainte să știi sau după ai aflat că trebuie să-i cânti la majorat? Eu stai, n-am mai cunoscut fata până atunci. Sebi, Sebi, te rog eu mai citești odată întrebarea, că nu știu cum ai formulat-o. Eu uite, e foarte proastă întrebarea asta pentru că Petre a dar fost... Dar nu e o întrebare, este o păi poveste. Păi tocmai de-aia ai spus să mai formulezi, să mai... Petre a fost și el la majorat ăla, dar nu știe exact cum s-a terminat povestea. Mai citești odată, ai fost și tu să cânti la majorat. Mai citești odată întrebarea, te rog frumos, fix cum e scris pe bilețelul acela. M-am culcat cu gagica unui băiat care m-a chemat să-i cânt la majorat. Și omul a spus că atunci a fost prima dată când a cunoscut-o pe fata respectivă. Dar cine cânta la... poți să ne zici numele? Nu mai știu. Știe, știe, păi știe, da, mă, știe, dar nu e bine da, nu trebuie să dăm nume, mă, nu, e vorba nu știe, de... Nu știe, dar nu mai știi nici tu, nu mai fi panoramă, că nu știi nici tu. El a formulat-o altfel decât s-a întâmplat. Deci era da. Iubita sărbătoritului, da sau nu? Bă, din ce am auzit așa era. S-a întâmplat la aceea seară? Eu pot să te... adică și dacă spui tu că e adevărat, eu pot să zic că e fals, că știu perfect. Adică da. Nu e așa. Tu poți să-i minți pe băieți, da, dar pe mine n-ai cum. S-a întâmplat în aceea seară? Bă, am băut rău de tot în seara aia și nu mai știu exact. Adică eu cu Petrica atunci am băut, ne-am luat în brațe, ne-am pupat, ne-am... Voi doi? Adică da. Ne-am bă... băiat, am făcut noi doi tot ce trebuia să facă cu fata. Nu, tu ai făcut-o Petre... cu Petrica, mă, și... Că... faza e că... adevărat. Eu cu Petre nu ne mai văzusem de mult timp și eu cu Petre, gen, prima oară, atunci ne-am văzut și a fost super dubios, că noi am cântat gen împreună după o perioadă în care n-am mai vorbit. Așa, și nu mai știu ce s-a întâmplat. Nu mai știu ce s-a întâmplat după. Dar mă știi cum arăta? Era bună? Ne-am mângat, bă, ce-a făcut? Nu mai știu exact cum arăta, dar... Păi stai, bă, și gornista aia, în loc să ducă la gagică, că era ziua lui, a venit cu mine. Cum ai zis gornista? Păi gornista, nu? Ce bă, frate, eu știam... Că... Fuză, mă, dacă gornista. Vezi asta, ești gornista, aia e. Dar de ce a ales el ca păi băiat? Da, mă, da, și care e toată faza? Că eu până acum am crezut că eu am făcut treaba asta cu sărbătorită, cu... Gagica sărbătoritului, dar de fapt... Nu, Petrică, să zic eu după filmări mai multe ce s-a întâmplat. La ziua aia de naștere am creat multă invidie cu domnul, că cam toate erau după noi. Și nu mai știm exact ce am făcut, dar noi cel mai mult am stat noi doi împreună. Atâta timp cât Petre oricum a fost acolo, Petre, vreau să plece de la tine verdictul, bro. Păi tocmai că e mai greu pentru mine, că nu știu, el a formulat-o cumva... N-ai ce zice, cu tine am stat... Hai, zice, simți, bă, zic cum o simți. N-ai ce zice, cu tine am stat toată seara. Păi nu arunca pe altă. Tine, dar nu știu cât ai stat cu ea, asta e problema. Nu e adevărat, știi că, după tu mai dus, știi că după tu m-ai dus, că trebuia să mă duc la tata. Ok, am înțeles. Nu mai ții minte, că am băut amândoi și după m-ai dus la Bobo. Da, parcă le dă prea mură în gură, nu prea e cu noi. Crezi că sunt... E adevărat! Sau mor eu dacă nu e adevărat, mi-am adus aminte că i-a cumpărat brățară. Hai să nu-l ascultăm. I-a cumpărat brățară a doua zi, m-am trezit cu brățară la mâna lui, am fost la București. Bă, de obicei când zice pe de ceva, noi facem inversie. Nu vă luați după mine, să mor eu dacă vă luați după mine, nu vă luați după mine. Ok, ok, super dubioasă, trebuie să recunosc super dubioasă situația asta, dar se pare că verdictul final e fals, deși Petre era atât de convins că e adevărat. E adevărat? E adevărat? Aaa, niciodată nu m-am bucurat mai tare ca p*** să știi cineva. E adevărat, nu? E adevărat sau nu? E adevărat. Păi înseamnă că am f***at amândoi, mă. Bă, săracul băiat ce majorat a avut. După un concert am urcat cu 11 fete în camera de hotel. Greu. Foarte greu. Și cum le-ai făcut față? Cum le-ai făcut față, Bogdan? Cum s-a întâmplat tot? Păi cum să se întâmple? La un club. Cântam în Iași, cântam, din câte mi-aduc eu aminte. Și când am ieșit afară,
noi avem boxe mari, știi, am Dita mai Duba, da, XXL, știi, și trebuie să pună boxele în spate, astea, și l-au pus, l-au încărcat și m-am urcat în Duba, când am ieșit automat, după fiecare concert al meu, e jale de oameni, știi, poze, nebunică, și eu așa sunt, mai Caterin, că mai nebun, știi, haideți cu care veniți, haide, să vă dau și eu ceva, știi? Da, evident că n-am urcat băieții mei care trebuia să... orice instrumentiști, știi, și eu. Ai făcut ca Pițurcă selecția la națională? Da, gen, da, oricum, mai multe am mai renunțat la câteva pe drum. Păi și cum ai ajuns în camera de hotel cu alea 11 dacă ai renunțat la ele pe drum? Nu am ajuns cu 11 în camera de hotel. Câte mai găbățesc? Da, dar nu e logic, așa scrie pe cartonaș, deci... Știu, dar realitatea e altfel. Eu m-am referit că au urcat în Dubă, știi? Bă, am renunțat la vreo 10 pe drum. La 3 fete am renunțat. Le-ai dat pe toate jos deodată? Ce minte aveam acum 2 săptămâni. Le-ai dat pe toate jos odată sau pe fiecare lactostație? I-a găsat și tu, bă, unde terasă, e bine pe aici? Nu mai știu ce s-a întâmplat pe drum. Ia stai să mai citesc odată. Pe un concert, îl poți să întreb cine a scris asta? Nu știu. Că sunt 11 fete, dar eu am ajuns 8 în camera de hotel. La dreptul și poate... Bă, ăsta-i joc, bă! Da, susțineți povestea! Eu am urcat cu 11 în Dubă, știi? Misterul, bă, ce s-a întâmplat? Deci asta s-a întâmplat, dar nu știu. Mi-am întors că la Ploiești, pe bune, nu știu ce să zic. Dacă e adevărat sau fals. Au dormit toate alea 8 în camera de hotel sau... Sau au rămas puțin la petrecere, au băut, au alea sau țac acasă? Au rămas câteva ore, după care s-a terminat partiul, pentru că noi plecăm dimineața. Ce zice sunt băieți? Să mor dacă știu. Nu știu, mie mi se pare fals. Fals, e trasă de păr, mă, hă? Nu știu, nu bag, zic eu așa. E trasă de păr, mă, frate, dar... În primul rând, eu cred că e adevărat, pentru că e Bogdan și ar fi mers 11 femei cu el și ar fi intrat toate cu el în cameră. Dar m-a fentat cu povestea, că a mai dat jos în Dubă, că cu tare, că hau, că miau, că bau. Da. Dar a făcut și miau ăla acolo cu cine a scris asta și poate să fie și la derută. Instrumentiștii tăi, băieții tăi care te-a spus după ei, dat jos din Dubă și-a luat taxiul. Shelly, tu lasă-mi să-mi jucăm. Exact. Nu de-a zis că am pierdut până acum. Bă, oricum, am voie să mint detalii, nu? Nu. Deci, am mințit detalii. Deci, am mințit detalii. N-am voie să mint detalii? Nu. Spune-mă așa cum e. Eu zic că e adevărat. E fals. Deci, se vădează că e fals. Eu merg și eu cu echipa fals. Vedic final fals, Bogdan. E adevărat. E vrea să mergi în mâna atunci. Da. Era să mor în c***a la propriu. Cum era să mor în c***a la propriu? Eram mic și mă jucam. În grădină. De ce pare că ai autotune cu era mic era și mic. Mă jucam în grădină. Deci era mic și mă jucam în grădină. Și acolo era... Se numește... Budă, WC-ul. Budă de-aia în spatele curții. WC-ul din ăla, dar nu de oameni, frate. Stai, băi, nu era WC-ul de oameni. WC-ul de animale. De animale, bă, din ăla. De la porci, de găini, de porci. Cred că era de porci. Cocină, mă, cocină era. Era o cocină și am văzut un corcoduș, zarzăre, ce erau și am vrut să le iau și am căzut în balta cu... Da, mă, zarzăre la Creștean... Cocina, mijlocul la cocina aia! Bă, frate, era cocina și era lângă un corcoduș sau zarzăre, ce era. Și urcat în el și în el direct în... Eram mic, frate, aveam, nu mai știu, 3-4 ani. Ați văzut? Eu am văzut scuza asta repetată de multe ori. Eram mic, frate, eram mic, ce vrei, dacă eram mic. Dar tu faci observații numai când sunt ei, mă, frate. Bă, tu cu cine frate, joși, nu mai, frate, gata, nu mai zic nimic. Ia ta jos, să mai zic și eu ceva. Gata, mă, păi, cu blasea. Ia jucați blasea. Așa, mă, hai. Vorbește să zici că e clipul lui. Da, mă, vorbește să zici că e clipul lui. Ești nebun? Mi-a luat gluma, bravo viața mea. Mi-a luat gluma ăsta, mă. Hai să vedem totuși, cu stare curios, cum s-a ajuns la o situație ripicioasă și așa, în cocină, deja ai credit o poveste interesantă. Tavan la cocina aia. Ai, scuze. Stați un pic, rămâneți că o rezolv eu, nu vă faceți griji. Hai, Shelly, ridică și tu plantele aia pe acolo, Shelly, că uite și se întâmplă. Bine, zi de ce era să mori. Că era să mănec, bro, mă duceam, mănecam în cocina aia. Că era, mă, mormanul ăla de noroc. Era mare, frate, sau pentru, poate nu era foarte mare, dar eu fiind mic, 3-4 ani, stai să că era... Erau ca nisipul aia în care te scufungi, mă. Ce fel de animale au defecat acolo? Porci. Dacă e cocina, sunt porci. Păi mai ești, poate au intrat și o vacă. Porci, porci. Ok, numai porci. Vezi că porcii nu fac mult. Eu ți-l pus ăsta, bă, stai. Triviador. Vezi că porcii nu fac mult. Adică dura vreo 3 ani să... 3 ani? Cam așa, da. Și eu știu că fac puțin. Ce s-a întâmplat după? Da, după ce? Ce? După ce te-au scos din... M-au scos de acolo, da. M-au spălat cu furtunul și aia. Cu furtunul doar. Bun, hai să vedem. E momentul să dăm verdictul. Eu cred că dacă se întâmpla treaba asta și ca să ajungă să aproape să moară, trebuia să nece, da? Adică să ajungă undeva și prin zona asta. Dacă ajungea și prin zona asta, nu mergea doar cu un duș, trebuia un spital. Da? Da.
Bă, știi care e faza? De fapt, da, de la porți, de la trebuia aia. Trebuia măcar o inspecție, ceva, să nu cumva să aibă eu alte boli. Eu poate a dat el detaliile greșit, că asta știu și eu, adică de la țară, nu făceau porci maldare de căcat și cineva îi lăsa. Acum, ca să nu pară derutant, bă frate, cred că erau porci. Acum nu știu, era mic, era căcat de animal, dar porcii... Okay. Cred că aveți suficiente căcat, informații. Frate. Ce culoare era? Bun, verdictul vostru este... Mi-e greu, nu știu, nu mă bag. Bă. Cum adică nu te faci? Porcii nu fac mult pe deoparte. Eu cred că ar fi fost oricum, chiar și dacă era povestea un pic clickbait asta cu m-am înnecat cu... Da, 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 da. Nu te-ai înnecat la propriu să tușești, că știi? Bă, vomit, gata. Bun, deci verdictul vostru, că o dăm în altere. Dacă era groapă, îl credeam. Dacă era o groapă să pice în aia. Dar dacă e așa, ăla, eu zic că nu. Doar un murder, nu? Da, da. Dacă zicea că a găsit în c***at, o credeam, știi? Dar parcă să te meci în c***at. Să mori, nu că te nemori. Bun, hai să vedem. Deci verdictul vostru este că povestea este falsă. Da, nu se neacă nimeni de la căcat. Se merge pe falsă. Bro, hai să auzim. Povestea adevărată, frate. Este mai bine! Da, ai nevoie să dai da, niște da, da, le dau, băiatul, da. Era la bunici și în spatele casei, pe lângă cocină, unde era cocină care bunicii mei au avut foarte mulți porci, exista un corcoduș, frate. Dar nu era fix, era fix lângă. Și ca să ajungi la corcodușul ăla, trebuia să o colești puțin. Balegaia, înțelegi? Nu știu cum dracu, aveam 3-4 ani, nu mai știu câți ani aveam, am alunecat, am căzut și pur și simplu mă scufundam la modul că mătușe mai și maică mai au venit și m-au scos, cred că era până aici și încă se mai ducea. Nu știu acum dacă mă duceam și muream înecat de c***at, nu pot să știu adâncimea, dar știu că am țipat, maică mea cu mătușe mea culegeau pe acolo prin grădină, m-au văzut, m-au scos și m-au spălat cu furtunul. Eu n-aș fi crezut că e reală. S-a întâmplat chestia asta. Și am mai zis eu undeva mai devreme. Un copil a murit. Poate de asta am noroc. M-a înțepat o albină de cu stâng. Ce legătură are asta cu Galațiu? E o rețea de albine organizată. Unde era? Unde? Cum a ajuns albina? Eram acasă. Dar cum a ajuns albina acolo? Păi fii atent, am venit de afară și... Acum fii atent că gen... Am venit de afară și m-am dus ca orice om să mă p***i. Și a intrat și albina? La WC-ul. N-a văzut la urmă. Unde act undeva, nu? Unde act undeva. Și gen, când am desfăcut prohapul, prima dată am crezut că e vina prohapului, motivul pentru care am simțit înțepătura aia și... Prohap? Stați un pic, ăsta e un regionalist. Ăsta e un regionalist, stați un pic. Bro, scrie în dicționar, come on. Prohapul e șlițul, gen. Șlițul, da? Nu, dar mi-am dat seama. Prohap? Da, mă, dar voi v-ați născut acum 5 minute. Cu tot respectul ăla și cu toată dragostea. Cât de mare s-a umflat? Bă... Mare, îți dai seama. Ce înseamnă mare? Mare, mare, gen... Mare... Cât o minge de fotbal, cât o de-aia de... Oricum grindină, la Galați se umflă mare rău, adică să știi. Bă, era destul de huge. Și ce-ai făcut după? Te-ai dus la spital? Deci... Nu. Te-ai pus în pace, din Galați. E rușine te duci. Avem un singur spital. Deci este gangsterială de aia nu te-ai dus la spital sau e suprapopulare în spital? Dar ce-ai făcut în următoarele 5 minute după ce te-a înțipat că te doare? Ce-ai făcut? Am țipat. Am băut o B. Da, am țipat și am... Tăiat-o cu sabie. Nu, și te-a auzit cineva sau? I-am tras să-și iau un bubârnac. Dar ce a rămas prins acolo? Adică i-a plăcut sau a vrut o relație cu tine, albina? Păi nu, dar acu rămâne, bro, ceva, acu rămâne era tot timpul la albine. Erai ras? Bă, da. Sincer, eram pregătit. Cu ce ai dat imediat după? Păi... Ești pe medicină rău? Da, da, da. Nu, dar om poate vrea să știe în caz că se întâmplă ce e de făcut. Îți dau un prospect, mă, te trimite la farmacie. Păi cu ce se dă după ce te înțeapă albina, îți dai seama. Păi albinol, e pastila aia, genul albinol, da. Guys, țin să vă anunț că nu mai e chiar mult. Da, chiar au trecut vreo 20 de minute, mâncam. Așa că ziceți, e momentul să dați răspunsul. Minte. Minte. Minte, minte. Minte, ziceți că e prea atrasă de păr, prea exagerată? Da. E adevărată, frățiorii. Ia, vezi, mă! Nu, ia, vezi, mă! Ia, vezi, mă! Bă! E adevărată, bro. Fix ca în filmul ăla, știi, da, filmul ăla când îi mușcă pe ăla cu rota? Și așa de mare, ca în film? Gen, nu așa de mare, îți dai seama că era roșu și în secunda a doua am făcut așa deodată. Nu pot să și am sunat-o pe maică mea și am zis, uite prin ce situație trec. E berea mare aici, jos. Povestea este, când eram mic, părinții îmi dădeau băutură în biberon. Bă, la Galați! Ce băutură spunea un biberon? De unde să știu, gen, că eram... Dacă aveam biberon... Dar nu ți-au povestit ce băutură spuneau? Dar asta e nașpa, adică asta... Păi dar ei beau de obicei coniac and stuff. Dar de ce făceau asta? Să-l întărească cum pentru orice eventualitate, nu știu.
mamă, decât să bea el, mai bine îi dau eu acasă. Da, da, da. De la două luni. Eu, de exemplu, așa fac, da. Când ai crescut, care era lichidul tău preferat, pe la 5, 6, 7 ani? Bro, eu, prima mea beție s-a întâmplat pe la 20 de ani, prima beție oficială. Nu, că stai un pic, tu vei să-mi spui că nu te-ai îmbătat înainte de 20 de ani cu balul... Fii atent, eu am terminat liceul în Italia și balul nostru de liceu în Italia a fost gen să plecăm pe scutere la niște pontoane și să sărim de la 15 metri. Așa se face liceul în mare. Stai un pic, stai un pic. Poveste-n poveste, balul tău a fost, asta e, da, asta e Inception. Balul adică tău nu se face, a reprezentat să sar de pe rampă ca GTA cu motocicleta, cu scuterul. Nu cu scuterul, mă, nebunule, săream noi în apă. Dar fără se duceau scuter. Cu scuterul până, scuterul până acolo. Cu scuterele furate în Italia. Se luau și săreau în apă. Cogiza! Stai, mă, să ne întoarcem la joc. Și când ai aflat că spuneau băutură în biberon? Bă, mi-au povestit târziu oricum, când eram pe la liceu, la liceu în Galați. Cum ai reacționat? Bă, nu mi s-a părut ceva, că toți consumă în familie, nu e nimic, da. Crezi că atunci se întâmpla mai mult în 85 sau crezi că și acum? Gărățenii mei erau... din comentarii, fanii mei din Galați, spuneți dacă acum se mai întâmplă. Că eu nici n-am mai fost în Galați de mulți ani, dar adică n-am mai trăit așa aproape, dar pot să zic că am uitat clar despre ce vorbeam. Întrebarea mea e, de unde e biberon în 85? Nu cred că era. Bro, dar eu de unde să știu, gen? Taică-miu și maică-mea aveau 18 și 19 ani, gen. Cred că e fals, că n-ai cum, dacă începi și de mic cu alcoolul, gen, te ții de el, frate. Zici că dacă ai fi băut, da, de la vârsta aia, acum, da, nu mai făcea un scurt, mai ceva? Da, da, da. Aveam nasul roșu. Uite ce relaxate, da. Toate lucrurile pe care le-am încercat eu în viața mea, înainte să le încerc, mereu le-am studiat foarte mult. Pentru faptul că în jurul meu, în cartier, acolo mureau bărbați de alcool și așa mai departe, sau s-au întâmplat tot felul de chestii din cauza alcoolului, eu mi-am dorit să nu fiu așa, gen, toată viața, și de asta am stat departe. Mi se pare o justificare frumoasă. Vreau să știu la card. Nicuraie? Eu zic că e fals. Eu zic că e fals. Și eu zic că e fals. Vot în unanimitate pentru farsă. E fals. M-am spart odată și m-am tripat pe o piesă de-a lui Alex Velea. Mă simțeam safe cu Alex Velea. Safe cu Alex Velea? Înainte de orice, și eu m-am simțit safe cu Alex Velea, să vă mint. Dacă aș fi într-un loc cu Alex Velea, m-am simțit foarte safe, nu știu de voi. În Craiova, când eram eu mai mic, mi-aș fi dorit să am un frate mai mare, Alex Velea. Unde erai când te-ai tripat cu Alex Velea? Acasă. Era tare să fie cu Alex Velea. Pe ce piesă te-ai tripat? Acasă la tine la Galați? Nu. Ei pun întrebările și ele. Vezi că nu e Alex Velea să te apere. Ai grijă. Erai acasă la tine la Galați? Nu. Ai mai avut astfel de momente, dar pe alți artiști? Dar ce te interesează pe tine, nu înțeleg. Să știe și ce pune la radio acolo. Ce ai simțit în momentul ăla în care adică ce fel de trip ți-ai luat? Un trip în care m-am focusat prea tare pe o piesă. Gen. Și dar care e partea cu mă simt safe? Te simțeai mai strong, mai... Gen, partea cu mă simt safe e că gen s-a dat altă piesă, deci nu funcționa internetul, m-ai înțeles? Și aveam piese descărcate, dar nu pentru mine, pentru taică-mi, la mașină. Pentru că erai acasă, făceai nu mașină. Track-uri? Deci nu, era un folder cu piese pentru taică-mi. MP3 sau track? MP3. Ok. Ok. Continuați, că eu nu mai vorbesc. Te-ai tripat și acum? Nu, acum sunt ok. Și tatăl tău este mare fan, Alex Velea. Bă, era tare piesă. Era marfă tare? E secret, frate, rămâne între noi. Nu, piesa e mare. Ok. Păi da, tu dacă nu erai acasă la Galați, cum de aveai muzica pentru tatăl tău? Dacă tu nu erai la Galați. Moră, ce întrebare e cu smâncați ești? De cât timp? La folder-ul, de cât timp ești în București? De ieri. De azi dimineață. Unde stai? În general așa? Da, în general așa. În UK. Ah, ok. Okay. UK. UK. Bun, guys. Păi stai așa. Hai că a spus vreo două ore de întrebări. S-a sunat, trebuie să mergem la geografie. Hai că a pus nevastă la pastele la fier. E momentul să decideți. Ok, deci fii atent, fiți atenți, da? E fals, da. Nu era la Galați. Deci unde era? La în UK, da? Da. Ce treabă avea folderul cu muzică pentru mașina lui Tasu? Da. N-avea nicio legătură, corect? Corect, da? Da, frate. Deci povestea e falsă, mergi pe mâna capitanului? Poate era metaforic, făcea niște CD-uri. Da, eu merg pe fals. Fals. Povestea e falsă, bro, așa au votat ei. Acum spune-le tu care e adevărăciunea. Da, mă, n-au dreptate, e adevărată. E adevărată? E
adevărată, bro. Nu pot să cred. Nu, da, asta e for real, gen, chiar e pe bune, chiar adevărat. Chiar nu mergea internetul, man, și am intrat în folderul ăla să ascult niște muzică, știi? Hai, tata. Am fost prins la un hipermarket când încercam să fur un deodorant. Unde era asta, în România sau în Italia? În România. Sau în Galați. În Galați? În România. În Galați? Da. Și ce ți-au făcut? M-au luat în birou acolo. Da, m-au luat în birou acolo să mă sperie că cheamă poliția. Era o doamnă? Că am văzut niște pe internet. Nu, nu. Nu era fake cups. Unde ai ascuns deodorant? Efectiv în buzunar aici, ca și cum... Te primi cu deodorant. Ca și cum l-am pierdut, da, sau ca și cum l-am uitat atunci când... Să-i faci retur. Da, Sanchi nu mi-am dat, să aveam niște pantaloni. Era deodorant, era cu bilă sau de la... De la cu bilă, Nivea Active Fresh, sau nu știu cum se numește, numai de la folosesc de 20 de ani. Și eu, la fel, da. Să mor eu ce mai bun. Deodorantul meu preferat, ce era Nivea, că e o super promoție. Da, nu, ăsta a început direct. Iertați-mă, dar da. Ok, deci... Care e feeling-ul vostru, așa, la care? Reală, 100%. Ai vrut, deci tu ai vrut să-l furi? Ai avut intenția asta maliciosă? Am zis să-mi încerc. Am zis să-mi încerc. Da, pare adevărat. Bă, avea nevoie de el. Ziceți că povestea e adevărată, Gami? Eu zic că pare adevărat. Bun, pare ca și cum avea nevoie de el. Bro, ai făcut sau n-ai făcut asta? Am făcut asta. Am făcut. Bun! Primul bilet s-a dus, hai să mergem cu al doilea. Prima oară când am fost în Franța, m-am îndrăgostit de o fată care făcea acrobații în parc. Wow. Pare cel mai macanache lucru ever, dar ai vorbit cu ea? Mai mult parle engleză de asta. Dar ce te-a atras la ea? Asta am întrebat. Avea magazia ca lumea. Ăsta nici intră la cenzurat, dar cenzurat e, cum, e genul ăla de cuvânt. E termen din gimnastică. Termen din gimnastică, da, de circar. Ce acrobații făcea? Am făcut și eu o roată, m-am dus mai aproape. Și a zis, te-a întrebat omul ce acrobații făcea? Roata, nu făcea mare lucru. Că... Și din atâta roata făceam și continuu. Și stătea în mâini și mai făcea un fel de, nu panglică, fandări de-astea în mâini. Era la început. Eu am observat că tot săriți pe ecor, a întrebat omul, vă întreabă și nu prea... Este acolo. Dar ce, eu vă mai atrag atenția, vedeți că vă întreabă și domnul ecor. Deci cele mai un point, adică... Da, da, păi de-aia mi se pare că vă faceți că nu-i auziți. Și răsăriți, da, Codine, ha, ha, ha. Ce culoare avea ochii? Doamna asta în parc. Îți plăcea mult de ea. Da, Jeana, mă pun locul lui. Și cum te-ai băgat în seamă? Primul cuvânt care a fost? What's your name? Dar în franceză îți dai seama. Și cum adică, zic în franceză, cum i-ai zis? Da, cum un tapel tu, oui, oui, baguette. Omlet, ce știam și eu, găin, damigian, na, e, sincer, am o damigian în adică nu știu franceză, știu așa. Comunta pe tu. Și cum s-a consumat relația? S-a consumat relația? Nici n-am avut o relație, doar... Am înțeles. Un exchange. Așa, eu am încercat, dar ea oricum nu mă plăcea, că n-aveam dinți. Dar mai mult cu gura închisă am vorbit cu ea. Eu nu știu ce întrebări pot să pun la așa ceva. Plus că făcând roata în continuu e greu să vorbești cu femei. Cu ce erai îmbrăcat? Training, cam așa, fără vestă. Și ea? Ea avea de la colant și cu de la body colant de... Body colant în sus și în jos. Ce culoare? Cu clara cinci, ceva? Avea colant, body colant în sus. Nu, făcuse și așa gimnastică, 10 ani de gimnastică. Vezi că a întrebat băiatul. Cred că chiar 15, nu mai știu sigur. Cine a făcut 15? 10-15, că eu am făcut undeva ceva? La 10. Iartă-mă. Că ce culoare, dar deja ai gândit o culoare, nu mai ai de rost întrebare. Era mov așa, mov cu alb, nori. Dar stai, unde ai scris? În ce parc? Acolo, la Arcul de Triunf. Da, da, da. Bă, e greu că el e gimnast, el a fost gimnast. Că știe și termeni. Păi, fost gimnast. Da, el are asta cu el. Un pic. Nu trebuie să te iei, asta e un pic gimnast. Eu cred că am fost 9 ani sau 10 ani, dar nici eu nu mai știu dacă m-a dat la 6 ani sau așa. Dar ea tot cam așa, 10 ani, 15 ani s-a lăsat și ea. Asta e un detaliu adânc, având în legere că de abia ați vorbit, nu? De unde ai știut că s-a lăsat? Păi ea mi-a zis. Am întrebat-o. Cât, cât ați vorbit? În engleză. Nu. Cât ați vorbit? Acum 10 ani. Nu când! Am vorbit vreo 3 luni. Cât am vorbit? Bună. Păi am stat mult acolo. În parcul de la Arcul de Triunf. Nu, ziua, eu așa fac. Mă duc în orice oraș. Mă duc, îmi iau ceva de băut și mă plimb cu lumea. Cauți gimnaști. Să-și fac o brigadă, să plece în țară. Nu, dar nici nu sunt foarte mult și așa, nu știu. Oricum eram și singur, eram... Bă, eu nu cred pe nimeni niciodată. Bă, nu știu ce să zic. Eu nu cred pe nimeni niciodată, man, e falsă și asta, nu? Tu mergi pe fals? Eu sigur, totdeauna. Am zis de la, de la aia cu Arcul de Triunf și parcul lângă. Da, aia a fost un pic cam, da, 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 da
Unde? Unde era? Fals. Acolo, nu? La... Placul de triumf. Dar vezi că poate fi tehnică, mă. Poate, poate fi, da. Ok, deci deja Codin merge pe fals. Eu, fals, sigur, cum fals, 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 fals. Și eu, fals. Eu mă spun. Verdict final, fals. Cum e Maca? E fals rău. Bine, fals. Oi. Mamă, dar i-a spus, i-a spus cartonașele alea în dușmănie, Eco. Trebuie să facă fandări. În a șasea mi-am închis profa de engleză în clasă și i-am spus că o să... Că o las să iasă doar dacă îmi dă ad pe Yahoo Messenger. Ce idee aveai pe Messenger? Eu, boss Mirlea, aron.yahoo.com. Era greșit încă. Dar de ce voiai să-ți dea ad profa? Că îmi plăcea de ea. Era tânără sau în vârstă? Era aveai tânără. Fetișuri de astea. Era prospături, era da, tânără, nu? Foarte prospături, era unii trebuie mediu. 54 de ani. În clasa 6-a? Nu, în ce clasa 7-a. Șaptea. Aici a 6-a. Așa s-a zis. Așa s-a zis. Înseamnă da, că da. Nu așa era. Cum s-a soluționat? Ți-a dat ad sau cum, da, cum dat, s-a da, terminat? Mi-a dat, dar au ieșit după două ore numai din clasă. Scuzați-mă un moment, un moment, scuzați-mă. Dați-mă un moment, hai să închidem în p***a mea emisiunea. Of, dacă mai trimite în Barcelona la următoarea întrebare. Eu acum pe toți vă întreb în ce parc. Ai găsit întrebarea că e... Asta trebuie să-l pun jos, m-am mai uitat la eu. După care ai citit, poți să-l pui jos, poți să-l pui în gara, unde vrei. Wow. Ai lăsat armele, întrebați-mă. În ce parc era școala? În ce parc? Păi să-mi bag p***, nu știu, era... Avem numai un parc în Aleș, cred că lângă ăla era numai. Ok, ok, ok. Nu, asta a fost așa, bonus. Păi și unde te-a reclamat? N-a zis nimănui nimic? Nu. Nu, că, că eram prieten agresivă, acum. Da, nu prea a fost foarte agresivă faza. Crezi că îi plăcea de tine? Da, cum i-a dat ad. Și mai vorbim și în ziua de astăzi uneori. Erai repsitor, erai engleză, știai engleză? Nu, nu știam nimic în școală. Dar unde mai vorbiți voi în ziua de azi uneori? Astăzi nu prea mai vorbim. Astăzi nu. Astăzi nu prea mai vorbim. Ok, și aveai concurență sau erai doar singurul care bătea la uși la profesori să le păi cam eram singur în școală. Nu s-a dus vorba? S-a dus. De fapta am ajuns comisă? Și la directoare. Mergeai la meditații cu ea? Au zis că ne-am uitat la un film cu toată clasa și de-aia o să dat atât. Și directoarea ce ți-a zis? Cum ești pe Messenger? Ce te-a întrebat directoarea? Directoarea avea prea multe probleme cu mine la ora actuală atunci și nu prea mi-a mai pus întrebări. A închis-o și pe aia, cancelarea a mai păcălit una. Doamna, să-mi dați unfollow pe Messenger. Acum câți ani a fost asta? Când eram una șase, dar acum mai și nu mai știu cum am terminat. Îi dădeai buz? Era a șase sau a șapte? Dar n-am vorbit, adică da, au fost odată un buz și cred că două fraze, ceva de genul, dar n-am... Era numai ideea mea să fiu tare în fața clasei, că iau ID-ul. Nu-mi fă o măcănească de asta, că te-am întrebat ceva. Ia, nu, jur, n-am auzit. Asta a evitat acolo răspunsul. Care? Am uitat, vezi? Dacă vezi? Ce se întâmplă? Uite, sunt bătrân. Te-ai lăudat la băieți, la prietenii tăi pe în clasă? Păi n-avea rost să mă laud pentru că eu văzut chestia asta. La ce film ați zis că v-ați uitat? Avatar, primul Avatar. La primul Avatar? Da. Tu câți ani ai? 29 fac în iulie, calculează minus. 29 fac în iulie. A rămas repetent în a 5-a? 2009 a ieșit Avatar, nu? Bună minciună! Cum o simți, Drăcea? E cardelă. Zici? Da. Eu așa zic. Și tu, Goji? De unde dracu' ați luat voi Avatarul atunci? De unde l-a luat? Nici eu nu știu. Au fost primii oameni care au fost Avatar. De unde? Cred că i-a dat un pumn în dăia de acum. Bun, hai, mă, deci așa fals, fals și tu Macanache? Eu sunt tot pe fals, nu? Fals, fals, fals. Deci, fals. Final fals, cum adevărat. E? Adevărat. Așa, bă, primul om care a fost avatarici, nebunță. În ce parc este înfrângerea voastră? La 10 ani am dat drumul la porcii lui bunica mea care au fugit în pădure și duș au fost. Câți porci? 4 avea. Wow, părea că o să zic 100. 4 și o zis-o ca 100. O să tu fi avut vreo 4. Dar de ce le-ai dat drum? De proști eram. Așa ți-a venit ție. Gen, da. Scăpați da, puiilor. Nu judecăm acum. Unde este satul bunicii tale? Cum se numește? Remetia. Bă, zi-mi să e pădure lângă Remetea, zi-mi și nouă că Remetea, da, mă, Remetea da. Mică, Remetea mare. E aia de lângă Beiuș. Da, știu, știu. Beiuș? Da. Fost acolo? Da. E lângă Oradea, la 60 km. Parcuri aveți pe acolo? Cum? Parcuri aveți. Parcuri Remetea mare. Parcuri auto. Parcur. Ce ți-a făcut bunica ta după ce a avut? Ne punea, a, nu, nimica după, dar ne punea să crăpăm lemne, să strângem găinile noaptea. Și să crap lemne la porci. La porci, să luăm gândaci. Să luăm gândaci de pe cartofi și am dat drumul la porci. Și cam câte lemne crăpai pe cap de porc așa? Cum se calculează asta? M-a întrebat dacă crap lemne la porci. Sau ce mănâncă porci. A, sau, da, ce mai... Și ce dădeai la porci?
din ăla porumb, cocioane, și pe ce mai resturi. După porci ați mai găsit? Cum? I-ați mai găsit pe patru porci? Nu, niciodată. Aveau nume porcii? Cum îi chema? Nu. Da, 1, 2, 5 și 6. Singur ai acționat? Sau mai nu, eram cu vărul meu. Cu vărul tău. Vărul meu vară. Păi și nu v-a pedepsit, nu nimic? Nu. Nu v-a bătut? Nu. Bătea cu vărul meu, pe mine nu. Vărul mai mic sau mai mare? Era mai mic, cu jumătate de an. Ah, ok. Păi de ce bătea pe și pe tine, nu te bătea? Că eu zis, stai că mi-o bunică mea să nu dai în copilul meu și... Dar tata lui vărul meu nu i-o zis. N-am menționat asta. Da. Instrucțiune era în contract. Când făcea o prostie, a zis, hai să bă pe unde de-l să nu răspund. Când îl bătea cu ceva? Nu știu. Dădea așa o pană pe stăcur și gata. Au nu cu RTV, nu cu nimic? Cum? Nu cu RTV, nu cu nimic? Ce aia, mă? Jordi e nimic? A, nu. Îl bătea pe vărul meu, cum am zis, dacă făcea ceva prostie minoră. Dar când era ceva mai grav... Făceați prostii cu minoră? N-avea ce să facă, genai după porți să-i minoră. A, da. Prostie, da. Când era o prostie mai mare, de obicei nu le făcea nimic. Dar ce anul timp era? Când s-a întâmplat? Mai știu. Dar chiar nu v-ați dus după porci aia? Că era patru porci, unde se ducă? Doar nu se ducea în Paris lângă acrobata aia. Sincer, deci, unde avea bunica mea porcii și găinile, era un fel de șură. Okay, okay. Na, după șura aia erau porcii, înainte erau găinile. Okay. Și după porci era o grădină foarte lungă unde ducea spre cri și spre pădure. Și pune terenuri ce mai erau pe acolo. Și vecinii n-au găsit porcii. Nu mai găsit nimeni. Și dacă îi găseau nu ziceau, nu? Porcii mei. Mă gândesc, da. Și a mai cumpărat după porci? Nu. Erau castrați? Era vreunul din porci cu rafă? Băi, eu pun întrebări acum, nu trebuie să aibă și sens. Patru porci. Patru porci, facă băiat. Facă băiat. Găină, miel, pâine, ce? Ce, facă sau băiat să rămână? E facă băiat să vă trăiască. Bun, dacă credeți că aveți suficiente informații, știți că... Mamă, n-avem deloc. Dar erați doar voi doi cu bunica ta? Da, era mai seară. Adică tu câți ani aveai? 10. 10 ani? Bă, ce bune! Erați doar voi bunii tăi. Era mai seară. Vreau să zic că nu ne putea supraveghea. Că ea se culca pe la 9. Și acei patru porci au fost... Și lideri. Acum trăiesc, da? Da. Da. Sunt șef în pădure. Se uită acum la minte, mă, frumos. Și zic, adevărată, e adevărată. E adevărat. Te pupăm, Codrine, mersi. Bă, din nou. Nu știu ce să zic. Ea zice că e vrăjeală. Suna vrăjeală și, nu știu, pot să zic și eu că am patru porci și că am dat drumul, era seară, bunică mea. Despre asta e emisiunea. I-am dat drumul lui bunică mea în pătură. Am găsit patru porci, făceau gimnastică. În Paris la Marcel. I-am dat drumul lui bunică mea și acum e în Paris, face gimnastică. La Marcel. Totul este legat. Gata, a stabilit-o. Hai să dăm zi, Gojira, tu ce zici că adevărat sau fals, stai. Fals. Pe mie îmi pare adevărat de niște porci, a fugit porci, nu, ce să omor copilul? Pot să zic din nou? Pot să zic altă variantă în afară de aia? Da. Adevărat. Mulțumim. Ok. Macanache? Mie sună adevărat, adică... Bun. Deci mergeți pe adevărat. Da. Stai, poți să... Nu poți să întărești ce am zis ultima dată? Adevărat? Da. Adevărat, adevărat. Adevărat. O să merg cu majoritatea, de a zic că e vrăjeală. Okay. Adevărat? Dar nu, dar stai adevărat. Că nu se pune. De ce crezi tu că e vrăjeală? Că din multe porci? Chestii și aia cu erați doar voi, nu, era mai seară. Bă, era și mic, tu mai ții minte multe de la 10 ani și cu porci și cu cocianele. Bă, e 2-1, deci verdictul oricum e adevărat. Da, adevărat, așa. Verdictul e adevărat. E fals, c***. Eu nici măcar nu cred că pot minți. Ce porci? Erați numai voi în casă. Păi era și bunică și unchii, tai că mă tăiase unul dintre ei înainte să fugă. Băgame și picioarele în Adidas scumpi. Mergem mai departe la domnul Macanache. Bam, bam, să vedem ce avem aici. Am dat foc la casă și după m-am dus la fotbal. Bun. Ce-a dat acasă? O dat foc la... Foc i-a dat la casă. Am zis că o dat fault la casă și o plecat la fotbal după aia. Asta e o poveste de clickbait, așa. Cum ai dat foc? Cu chibritul, dar nu lua foc din prima și după aia am dat cu bricheta. De unde ai început? După dulap. Și pe dulap. Dar nu știu cum să-l cred de jos. Păi ușa nu la foc și sus era scorojit un pic și le rupeam așa și... Intenționat să-i dat foc la casă? Bă, nu cred că e intenționat. Că cine dă foc la casă intenționat, sincer? Și atunci de ce dacă ai reușit cu chibriturile ai luat bricheta? Pentru că s-au terminat chibriturile, am căutat chibriturile. Sincer, ce vrei acum? Câte chibrituri sunt? Ai încercat? Ai văzut că e greu.
Și am găsit o brichetă la tata care dormea. Și tu ai dat foc în timp ce taică-tu dormea în casa aia? Te-ai dat, da, foc la casă? Da, și după aia m-am dus la fotbal. Liniștit. Da. Ce ai pățit după, bă, când cineva a observat flăcările și a stins focul pe după tine? Lasă-mă să-mi amintesc un pic. Păi, n-au venit pompierii. Nu cred că erau pompieri pe vremea aia. Sincer, acum. Cred că au venit vecinii sau ceva, oamenii din bloc. Și au salvat focul. Au salvat focul. Au spart clădirea, au rămas dat cu apă. Ia cât pe ce să fie stins. Da. Au mai aruncat cu benzină, da, așa. Și probabil l-au trezit și pe tata, i-a ajutat și ei, că era departe apa de unde dăduse meu foc. Gen, era baia, era departe. Acolo era baia, eu am dat foc am pe aici și pe aici... Aici sau aici, nu mai știu unde dormea tata. Una din camere. Cine a dus mingea? Cine a dus mingea la fotbal? Erau mereu la fotbal cineva. Eu n-aveam minge niciodată. Zic că e fals, da. Eu zic că n-are nicio logică povestea, dar cred că e prea stupid să nu fie adevărată. Să nu fie adevărat, așa. Eu cred că e adevărat. De ce? Nu știu. Nu mă duc mai de la început modelul de azi. Aș fi zis că poate fi adevărată dacă dădea foc altfel, gen nu de pe dulap. De ce te-ai simt pe dulap? Da. Nu știu. Câți ani aveai? Cred că mintea mea era că pătru ia foc prea ușor. Dar câți ani aveai? Vreo 7, 8 ani, 9 ani. Nu știu, mic, oricum. Eram și la școală, dar cred că eram în vacanța de vară. Eu zic fals, dar adică da, știu ce zici, că sună suficient de stupid cât să... adevărat? Bă, eu zic adevărat, acum tu hotărăști, nu? Da, eu? Tu hotărăști. Păi da. Tu trebuie să hotărăști. Pentru că e un adevărat și un fals. Ce zici, gata, tu? Da. Ăla e răspunsul. Zi mai, da, foc. Bă, cred în stare, nu știu de ce cred în stare să fac așa ceva. Zic adevărat să-mi bag. Deci, verdict final? Din păcate, adevărat. Verdict final adevărat, cum e maca? E adevărat. Băi, am putut să jur că e fals, frate, mi se părea prea... Băi, dar după cum e el, n-am cum să-mi... Am simțit-o, mă, să-mi bag. Adevărat. Eu mi-o zis sincer, de ce te-ai sui pe dulap? A fost așa, ce fără faci, detalii, că la asta nu trebuie să dai detalii. Păi să vezi că am visat că trebuie să mă sui. Nu, a zis, nu știu de ce m-a sui. Am pus ulei pe foc să fac șnițele și am plecat la cafea în oraș. Șnițel de porc? De pui. Erai tot la țară la bunica ta? Eram în București. N-auzi că a plecat la cafea în oraș? De ce, mă, eu la țară nu beau cafea? Ce ai mă? Am pus, tu știu, 2018. Nu, un pic. Să știi că asta și eu mai fac asta, adică... Dar eu nu am știut. Păi dacă te sui pe dulap, dai foc la casă. Noroc că mi-ai amintit și nu știai ce cauți pe dulap. Gătește numai pe noptiere, sărac. Și-a luat foc casa? N-a luat. S-a stins, s-a luat foc mâncarea. Era fum. Fum în toată casa, neagră tigaia, că așa se face. După oră, ceva, oră jumate, mă știu. A, bine, mă, n-a am fost aproape la cafea, nu m-am dus departe. Dar și bunica mea dormea în cealaltă cameră. Serios. Păi și ce ai găsit? Doar fum? Da, era fum. Nimic? Dar ce căuta bunică ta în București? Dormea. A venit să doarmă doar în București, mă, să doarmă bine. E cealaltă bunică. Zgomotul ajută. Nu, mă, glumește cu bunica, a băgat așa de la el. De nu, chiar... Bunica locuia în București. Da. A, și tu stăteai la ea. Ea stătea cu noi. Tu la un moment dat ai mutat, eu știu că tu... O țineați în geam să luați pe ea. Și ți-ai luat tu o chirie și bunica ta a venit să stea cu tine? Sau ea stătea deja într-o chirie și tu te-ai dus să stai la ea? Sau cum? Mătușa mea stătea deja de București de, nu știu, 20 de ani. Și stătea cu ea. Mătușa ta? Da, mătușa mea, da. Și când ne-am mutat și noi, așa? O venit și bunica mai stătea pe la noi din când în când. Și mătușa ta unde erau când erai pușnițele? În prelungirea Ghencea, departe. Și ăștia cu care ai băut cafea singur sau te-ai întâlnit cu alții? Cu Eco, cu mine a fost. Și tu nu l-ai întrebat? Ai scos șnițele la dăpăcut? Da, asta mă interesează când mă întâlnesc cu el. Ba, e șnițele pe aia e prima întrebare. Okay. Păi nu, dar bănuiești ce faci? Bem cafea, mâncăm și el bunică, automat ar trebui să zică, păi stai mă că am șnițele alea pe foc de o oră jumate, hai să le mâncăm. Cum era să întrebi vorba ce mai face bunică ta cum îi doarme? Asta e fals. Mergeți pe fals? Da. Tocmai asta e panică, că e adevărată, că e da, exact e cum ciudat. A zis și el. Mamă, că el poate n-are chef, poate nu era foame, poate avea mâncase și nu l-am întrebat ca să-i aduc aminte de mâncare. Bă, adevărul că eu, ca obez, dacă pun șnițele, le fac mâncase așa.
Adică nu le lași mai acolo. Puișnițele stai lângă ele. Păi numai cât te îmbrăcă era gata mâncarea. Până la urmă n-am înțeles, e adevărat sau fals? E adevărat sau fals? Nici eu n-am înțeles. Că e adevărat sau fals, da. Deci cum e? Am echipă puternică. În cât ți-i dă cea două tu, frate, pe asta. Zi mă, deci tu ce zici? Stai că vreau să e mai fals. Zi, adevărat sau fals? Bine, e fals, e fals. Și tu zici fals. Nu e fals, zic eu că bine, e fals. Eu zic că e adevărat că nu avea sens să mintă el că a fost cu el la cafea. Mergem pe adevărat? Da. Bine, mă, adevărat. E adevărat. E fals, mă. Era adevărat. Da. Am zis adevărat, nu, e adevărat. Am zis doi. Hei, am avut vreo 8 luni de zile un radio pirat la mine în cartier. Un radio pirat? Da, la mine în cartier. Ce e la radio pirat? Adică ăla unde stai cu telefonul și bagi manele și iei dedicații la prieteni care îți dau mesaj. Mamă, ăștia adică sunt super tineri. Altora. Mi-e greu să vă explic cu radio. Intri pe frecvența altora, gen intri pe... Da. Insert name de radio aici, intri la ei că nu sunt atenți și stai un pic pe frecvența. Cum îi zicea la radio? Că Rapt FM? Manele ceva, că aia era. Mainele TV sau de asta, nu? Deci era cu manele? Da, doar și manele. Și tu ai sunat vreodată acolo? Păi eu mă ocupam, eu stăteam cu băiatul acolo, da. Era mai mulți, nu eram doar eu. Ai ieșit ceva la combinația asta? Niște gloanțe în poartă de alea de cauciuc. Ce gloanțe în poartă de cauciuc? Da. Păi au venit mascați de acolo peste noi, că e ilegal să emiți ilegal. Aici am o convins că e ilegal să emiți ilegal. Care era cea mai cerută dedicație? Interzis și așa mai departe. Da, să-i zici numele, vine asta, nici nu era țanca. Erau doia. Vijelie, ăștia, bate vântul, toți băieți. Bate vântul, da, într-adevăr, rupe training-ul. Adică erau manele, nici nu le știam. Era chestia asta, că e așa, incitant. Oricum n-ascultam manele, decât cât eram cu prietenii care ascultă manele. Și deși era ilegal, n-aveați niciun beneficiu, numai așa făceau. Păi era distracție, eram copii. Pe ce frecvență? Nu știu, una de-aia. Eu nici nu știam să umblu telefon, n-aveam telefon. Dar ăsta știa și era radioul nostru, cumva. Cum îi chema? Pe prietenul ăsta e tu. Buer Bibescu. Zi-mă cum mă chem. Da. Bine, mă, ok. Deci chema Buer Bibescu, ați înțeles, da? Da, Răzvan Bătrânu, cum îl cheamă pe el în buletin. Erai tu cu Buer? Da. Cu radio ăsta pirat? Da. Da, voi vă știți de mici? Da, cred că între a patra, cincea. Acum deja pare credibil. A, eu zic adevărat. Da, nu sunt 100% convins, dar o să merg pe adevărat. Eu să spun final adevărat, cum e? Fals. Aaaa, am avut îndoială. Dar e panică să știe cu boierul. Și chiar a avut un radio pirat, doar că asta era falsă. Și chiar a avut un radio pirat. El avea. Am înțeles. Și m-am băgat și eu în schemă. Asta zic, de asta a părut adevărat. Acolo. Aici m-am mai... bucurat că nu m-ai întrebat ce parc era pe lângă, că nici niciun parc acolo. Am furat o ladă cu ananas de la un magazin pentru că nu a vrut să ne dea alcool. Ce ai făcut? Ai furat? Am furat o ladă de ananas de la un magazin pentru că nu a vrut să ne dea alcool. În Alești, unde stau eu? În unde? În Alești. Alegi? Alești. Alegi e tu, Alești. 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 De p***a mea și oraș. Alești. Alești. Între un oraș, Cluj. Alești. Cu ș. E un magazin în care mergi des? Da, de nu se fiecare zi, fiecare zi. Phil Dennis îi spune. Păi de ca să-i lasă, bă, că a furat el ananasul, l-aduce înapoi. Sau știu unde stă, știu pe maică sa. Dar de ce n-am vrut să vă dea cu erați minori? Păi eram mici, da, exact. Bă, da, ladă de ananași. Câți ani sau? Câți ananași? Dracu, eu numărat ananași. 10, 20, așa. Ce ați făcut cu ei? Am vrut să-i vindem, dar n-am avut. Dar de ce n-ai furat alcoolul? Pentru că acolo era în spatele teșghelei, nu puteam ajunge. Și ananași erau afară, bă. Ananași erau în fața teșghelei, unde erau fructele. Nu știu, 13 pași, nu aveam buletin, 12-13 ani. Și erai foarte mic față de cum ești acum sau e tot cam așa? Bă, eram slab atunci. Era mic și slab. Da? Eram săgeat așa al dracului. Cum ai cărat aia așa mare? Ca ananas? Era mai mult, eram cu niște prețe. A, ați cărat împreună, da? Așa. Păi, n-am vrut păi și cum ai furat? Ai intrat în magazin și ce e acolo în spate? Ce dracu, am prins o poia 3 și am plecat. Păi și mai mergi la magazinul ăla și în ziua de azi? Da, așa, da. Păi și plătit ananas după aia? Ce să fac? Ai plătit ananasii? Ce să fac, mă, tot timpul? Am dus lada, am dus lada înapoi. Lada, lada am dus-o înapoi, da. Respecție, băiat. Am lăsat-o în fața magazinului. Paleții, ți-am furat portofelul, dar ți-am dat actele. Da, da, respect, da. Și la magazinul ăla te duci doar pentru ananas. Păi nu, mă, mai duc, îmi iau țigări, mai... Ananas nici nu cred că mai iau. Mai pui cât un ananas în ea, care nu mai aduc, nu mai aduc. Ori termina cu ananas și atunci era tăți. Bun, cum vi se pare povestea asta? Nu știu, mă, ananași, un aleși și așa, mă. Bă, ce p***a mea, ananași, poți fi în toată țara. Bă, aia e că nu poți fi în toată țara. Nu, eu cred că e minciună, am furat pepen sau altceva. Da, mă, și fure ananas, trecul... adică tu vii să-ți iei alcool și nu pleci ananas, cu niște ananas. Da, nu, nu fure ananas, fur portocale care și băieții lui care au trimis, hai de băie, că tu trebuie să iei alcool și a venit cu... Cu ananași. Cu ananași. Păi și ce ai făcut cu ei până la urmă? Păi am vrut să-i dăm piață, dar n-am mai... Și nu i-ai dat, și ce ai făcut? Păi am aruncat dracului, ce să fac cu ei? Cum se aruncea ananas?
ananas, mă, frate, mă, n-ați mâncat voi un ananas. Cum să-i arunci, mă, cu aia? Să-mi faci mie o salată. Ce p***e are un ananas așa special? E scump. Eu zic că e vrăjeală. E vrăjeală, mă, ananasul mănânci, mă, ce ai? El zice că e adevărat. Vezi că a înghirlit-o ultima oară și a zis că e adevărat. Nu mai zici tu, tu ai, tu ești factorul X. Păi și tu ai la fel ca mie în temă, e. Deci tu zici că e adevărat? Da. Pare adevărat, mă. Bine, o mergem cu Gojira, să nu zic, adevărat. Verdict final adevărat, cum e Eco? Fals. Băi, nene, băi, am zis, mă, că ne-am furat. When I was a child, I put the charger plug in my mouth because I thought that I was invincible. Like, oh, okay. Okay. Like, I thought, like, I can't die. So, I was immortal. I was at my auntie house and took out the charger of the I had the laptop, you know. Okay. Then took out the charger. Okay. Yes. And then tried to eat the charger, but it was in the like working. It was in the plug. Yeah. Okay, so you put the USB in your mouth. And another head you put in your mouth. The you know it was like. So charger was plug. In the plug. Yes. Yeah. Okay. So the other end was like the USB, no? The USB. The one you put in the laptop to charge. Ah, okay, like. You put it on. Then I put that thing in my mouth. And what happened? All I saw like blue, and I got shocked. Nah, I don't believe that. That's bullshit. Windows error. This, bro. Nu știu, mă. It happens nothing if you put the plug in your. Am băgat la gură și am văzut albastru și am făcut așa. Yeah, the charger, the laptop charger. So if you put that in your mouth. If it's plugged, but the USB. But I don't think it is necessarily USB. I think it could be okay. That, jack. That no jack. No, the charge the laptop. Yeah. It's not like a bigger jack. It looks like jack but bigger. Nu era gen fix aia care te electrocutează, care o bagi în laptop. Nu era de la cu cauciuc. Era fix USB. Era USB. Ca un fel USB, USB. Cum ai la iPhone, doar că e mai mare. Ok. Fix chestia aia din fier. Fix aia am băgat în mână. So you have the in the plug. And the other side, you put it in the. So you had the plug. Yeah, exactly. So why did you think you were invincible? Because Albert, the crazy one. Because when I was like 6 months, oh, I got so like cold, you know, and no, știi, gen meningită, când faci meningită. Okay. And I survived that, and that made me think I'm invincible. Okay, got you. Dar n-a murit la 6 luni. So when he was like 6 months, he was sick and he survived and. Yeah. He say, okay, and that's right why now I cannot die. And then you had the like electric like this. Yeah. Yeah, but he invincible, he's still alive, as you can see. Nah. So who find you? Electricity. Your auntie, cine te-a găsit? So, but did you face out? For what? Yeah. I didn't nothing didn't had, just nothing happened to me. Just, and then it was normal. Then I started crying, like. Okay. You started to cry? Yeah. How old do you say you have 5 years old, you said? Something like that, yeah. But Albert uncle, the flesh. Bro, I don't know. I don't think Albert, it's possible to. Yeah, because 5 years old. Put the charge in your mouth. Yeah, I think it's. But who knows? Military. Yeah, military. M6. M6 is crazy. M6. So. Look, when I was young, I was playing with the installation from the Christmas tree, okay. And I got electroshocked. Oh, okay. So it's not. I didn't put a direct finger in the socket, in the power socket, but only by playing with the cables. Small voltage, but I also got shocked. Okay, so can be possible. So it can be possible. I'm not saying it's possible, but it can be possible. If the cable was broke or something, it can be possible. But he put it in his mouth. His mouth is not normal. I think it can be possible. Why? And what do you think? You are invincible? Listen, can be possible because he knew that if he's gonna put that in his mouth, he's gonna brrr, you know? Already he knew. So that's he decided to, okay, let's check if I'm gonna die or not. I'm not invincible because if God wants me to go out, I will go out. But I think if I'm gonna do anything to myself, I'm not gonna die. That is only if God deep, wants. Very deep, Albert. No, Jesus would not. Bro, I think it's true. This. I don't know why. Okay, I think it's so true. Give the final verdict. True. So wait, you all go for two. Wait. Nah, so Albert, the final verdict is true. Wait. How is it? Uite, bine, nu s-a hotărât. It's true. You say there's a final verdict. It's locked. True, true. Da, da, da. It's locked. It's a true verdict. What is the story? Yeah, it really is. Is true? I filmed an entire music video in a cemetery until the guard came and destroyed my camera. So am fost în cimitir și am filmat un clip și a venit gardianul și mi-a distrus camera. Bine ți-a făcut. Ce e video? Yes. Yeah, music video. Yeah. It's Bakovia his name. If you didn't know. What song? Bakovia grave, you know? 3, 2, 1 with Lil Manz in Italy. Poetul Bakovia. So it was a cemetery in Italy? Yeah, the original music version. Bakovia înseamnă cimitir. Manzi.
în rom. Bacovia în italiană înseamnă cimitir, da. Da? Da. Nu cred. Tu de aia ce credeai că vine? Gen, din italiană e cimitir. Da? Da, pe bune, da. Cool, nu știam. Cum mă, nu ți-ai pus numele și nu știai? Păi de unde să știu că Bacovia în italiană? Bacovia în italiană e cemetery. Deci crezi că poetul ăla era prost? Really? Da. Oh. Bacovia în italiană e cemetery. Bă, voi face troll, bă. Să te la minte-o frumos. Okay, minte ăștia, uite-te la ei. De timp te uitai, te doar să-i lași să vorbească în continuu, mințeau toți. Mințeau toată lumea. Nu mă, mamă, mie mi-ar fi frică să merg pe stradă dacă m-ar chema cimitir. Păi nu mă cheamă. Și dacă aș fi cimitir, mi-ar fi frică să merg pe stradă. Nu mă, Caterica. Stai mă, hai bă, tu de la ce credeai că vine Bacovia? Bă, nu mai băga mă că nu-i adevărat, bă, nu-i adevărat. E, stai mă așa să-i trans... Nu e mă, coaie! Bate joc de noi, mă, Shelly! Salut, TPU, cu o întrebare de la început! Da, așa! What is he doing? Iată că mi-a mai zis cineva... How you say cemetery in Italian? Bacovia! No! Oi, no, ba... Oh, so... Wait, wait, let him search, Nu e mă, nu e! Wait, so just to confirm Google Translate! No, Albert, nu translate, Albert! Google Translate, Albert! Na, Albert! Ok, continuăm? Wait, just wait, tu așa... Așa, fuck out! Coaie, Bacovia, îmi schimb numele! Îmi pun ceva diferit. Lil Baco. Lil Baco. Și așa mă gândeam la Caragiale. Da, așa. Lil Cim. Bă, Bacovia ca pe poet scrii. Bacovia. Care poet, mă? Haius. Despre ce p***a tu vorbiți aici, că n-are nimic serici. Uite, mă. Ia, vezi, o nebune. Ia. Că-ți v-a dat Albert așa. În slovacă. Bă, e italiană. Traducere din slovacă. Scrie jos, da mă, da. Bă, în fine, dar chiar înseamnă cimitir. Gen, e la fel, nu? Bă, uitați-vă! Ne trogează Albert pe noi. Nu, mai din slovacă. Din slovacă e coaie. Slovacian. E slovacian, mă, dar e cimitir. Nu, gen, și în slovacă. Nu te mă, deci ia dă-mă cu adâncă. Bă, lasă-mă, mă, bă, nu cred, ăsta este teoria trog. Cu vâcică. Nu cred așa ceva, deci închide, e ceva de neînțeles dacă e asta. Ia, da mă, bine, bine mă, bine. Ce-a făcut troll, Maxim? Bă, ce bun ești, bă, sunt campion pe stradă. Ce-a făcut screenshot? Bă, sunt campionul pe editat. Bravo, mă. Bă, deci omul, stați un pic, ați zis s-a întâmplat, deci... Ăsta a zis de poet, eu am văzut să-l trăuiesc pe Arbert și i-am zis că Bacovia înseamnă cimitir și Arbert și-a dat seama și-a făcut un screenshot. Și care l-a editat, genial. Ca idee, v-a făcut CNP, v-a făcut tot. La 13 ani intra Albert prin toate cluburile cu aia de 18 ani, avea buletin, avea permis de conducere. Eu mă retrag, am vorbit prea mult în acest minte, mă. Bun, deci mergem mai departe. Ajută music video, was 3-2-1 with Lil Manzi in Rome, we went to the cemetery, but the guardian came and they broke the camera, so we had to hire another video guy and to make it at the Colosseum. How he broke the camera? He came, he took the camera, he smashed it on the floor, I swear. And you did nothing? Of course, bro, was great. We went crazy. Expensive camera? I don't know which camera he has. But it was like I don't know. Sony something, but yeah, it was exactly. Very expensive. Is the song out? Huh? Yeah, but we hire another camera, so we rent another camera, so we shoot in another location the next day. We went really crazy. Yeah. The song 1, 2, 3. I'm serious. Because the cemetery, like, to have an idea, was not the basic cemetery. Like, was with models, with crazy s***s, like, was a good vision for the video, for the Milano, background. You don't know. But you cannot do that, it's illegal if you don't ask for permission everywhere. In Romania as well. False, like, you never go to a cemetery to shoot a video. I know. I'm scared. You will not go. False. False. And what did you say to the bodyguard after he broke your camera? He spoke with him. I don't know Italian. I was crazy. Yeah, what you said? Yeah, he spoke. No, don't say anything. Let them. No, you see. No, it's my story. I can't talk. Exactly, it's my false, story. False, not direct. Yeah. Okay, what Manzi did? He started talking with him to argue. To yeah, just no so fight? Went, ah, bro. For an expensive fight. Camera. Huh? Expensive camera. But we couldn't film. No, bro. The point is, he smashed the camera, but he didn't broke it like pieces, you know? He broke the, like, the front. Okay. The objective. Where is the footage? Objective. Huh? You put it in the music video? Yeah, I have it at home. I have the footage. I didn't put it in the music video. I think I have it. I'm not sure if I... Ce arăți, bă? E fals direct. Why are you laughing? Nu ține minte clipul. I'm not saying anything. Păi n-a ieșit clipul din. Bă, da, e. Da, dar nu e filmat. Păi n-am putut să folosim cadrele alea, mă, omule. Mă rog. Păi tocmai ce-ai zis asta?
Păi na, pentru că am închiriat altă cameră, am spus. A trebuit să închiriem alt obiectiv, altă chestie ca să filmăm. După aia și am mers la Coloseum, că n-aveam locație. We went to the Colosseum, we didn't have another location. So Colosseum is free, go, shoot. And we did a shitty video. False. With a shitty camera, like a vlog. The video is like a vlog. Yeah. Because if you go YouTube, it looks like a vlog. Exactly. Because we didn't have time, we didn't rent anything special, like expensive. True. True, direct. True. True. So the final verdict is true. True, direct, ești nebun. Ok, so... They say it's two. False, bro. False. Stop playing, bro. I bet. A girl stole my condom once, and now I never put them in the trash. I throw them out the window. Wait, so this is like a Drake story with the condom? You put hot sauce on in the... No, a girl stole my condom once, and now I never put them in the trash. Oh, okay. Just, you know. And I throw them out the window. Why? Because... A girl stole. Huh? She stole. Yeah, because she stole. That's so not with no what respect. Intention? What was her intention? To get pregnant with you? Yeah, maybe. To have a baby Manzi? Because you know, this I don't trust girls, so they're gonna make you be in trouble. So this is why this girl stole my condom. So you use condom? Yeah, so after you had sex, you put the condom in the trash. Yeah. And then you. And how did you know that she stole? But that finished because. Okay, I know. There was no questions. Sorry, he's against us. But I have so many curiosities, Bakovia. I am a very curious person. So that's why I ask a lot of questions, you know. When you put it in the trash, you did no date? No date? After finish, yeah. Just like this. Take it. So no no overseat. Mm-hmm. Overseat? What do you mean overseat? No, I mean if you type. No, just like that. Boom. That's it. And how did you find out that she took the condom from there? You saw her? Because I knew. I saw it was in my pocket. Yo, no. How did you know he took the condom out of the trash? So let's take it step by step. No, okay. So this girl. You met with this girl. I yes. Was, okay. The plan is me. I was going to do with this girl. But the plan is I was going to use the condom because I need to protection that. But this girl, I put it like here in the pocket. I removed my pants before I had sex. Okay. It was on the bed. So I went to the toilet and then from there I saw there's no condom. Oh, you're saying that so she stole you didn't the use the condom? Because she wanted you to have sex with her with no condom. So that for your cachura costi. Without head, without head. No head. No head. No cap. No cap. No cap. No cap. Literally. Now I see what you're saying, because at first I thought you said that you f*** a girl with a condom. No. Yeah, I thought the same and thing. Then you throw the condom and she tried to get a condom to get child support or something like that. But nah. But not, so she... And what happened when you see the condom is missing, what... I knew what's her plan. So, I told her to go away. Trece acasă. That's it. Și acasă. Trece acasă, frumoasă. Mimi, ai grijă. No copil with me. In Italy? Was this happening? Yeah, Italy, yeah. Nah, I don't trust him. Da, e adevărat, băi. It's true. De ce aruncă acum prezervativele nefolosite pe geam? Do you think her plan was to have a baby yes. Manzi? Or do you yes. think she just reacted more without the condom? No, the plan was baby Manzi. Were you, were you drunk? Were you drunk? No drunk. No drunk, ok. De ce posibil? Zici că e adevărat? Da. Hai, men, tu ce zici? Nu zic fals. De ce? Așa mi se pare. De ce ar fi... De ce n-ar mai fi continuat? Iar te-ai după Hymen? Nu mai acum e asta, frate. So Hymen is asking now, so he thinks it's false because he says, why wouldn't you just have sex with her without the condom? No, I don't want to because I know... You can stop? No, I know I can come inside. I don't want to come inside. I'm not normal. I know I can inside. If I like to f*** them, I know I will inside. So, yeah, but the condom was clean, was in the trash bag. Why you didn't ask her for the condom? Huh? Like, give me the condom bag. Why you didn't tell her? Give me the condom. No, because I knew I was angry at her. Were you using the trash bag? What's the trash bag? The sack. What? What is trash bag? Yo, the thing that you put in the trash, like the plastic thing. I bet. No. Because I knew I was angry at her. I told her, go away. Because yeah, they were didn't you say though? I know, you were in the mood for sex. Maybe, I know, go to the store, get another... No, too far away. It was far away from the house. Because so... Lived in... Far.
Bro, because that girl I saw her, so... You were at her home? No, my home. That thing happens in Milan? Yeah, da. Bă, am fost în Milan și erau gen tonomate de alea, de unde îți luai direct prezervativ, deci nu prea cred că nu. So he said that he says in Milano there are like ATM with Durex. Nah, it was far away from the house. Bă, adevărat, cu true! You say it's true, you say it's cap, so it's all down to Drake. Because last time I f***ed up and now I have to go one with Albert, one Hyman, one Albert. True. So final verdict, the story is true. Yeah, equal, no problem. How is it, Manzi? False. Ca la ora de engleză, în a șaptea mă simt să mă... Doar că suntem mai mulți decât eram în clasă. Hai să mai voi un pic pe română, că am rămas așa. I tied some friend to a chair, electrocuted him. And afterwards I play some on the TV so his grandmother will discover him like this. E problema voastră. Spune în română și dacă vrei traduce unul dintre noi lui. So, am legat un prieten de un scaun, l-am electrocutat și l-am lăsat să se uite la filmul ca să-l prindă bunica sa când vine acasă. Mamă, ce deci de-aia poartă Marco masca mereu. Ok, so now switch to English. That's why Marco always... So did you understand the story, Manzi? Da. So it's complicated story. He tied his friend to a chair. Also electrocuted, you said like this. Exactly. And then happened on the TV. Exactly, and we left the house. So it was smart TV you have. No, it was not a smart TV. Uh-huh. It was a monitor. Computer. Uh-huh. Computer, yeah, exactly. Cardelation. The old one, you know. Regulation. Because I was really young. With what did you electrocuted? Like, you know, when you watch teleshopping to make muscle here, you how it's calling this? I don't know. The muscle. Okay, exactly. So we had one in the house, but if you don't put a special cream, you exactly. Okay. Mm-hmm. So we'll find that. For the next year. So what did this guy do so long? Nothing, bro. He was just a friend of us, but we had fun with him. So he was like the. He did nothing wrong. We just played. The bullied friend. Exactly. We bullied. What's his name? Alex. Wow. Alex is his name. What do you think, Albert? Isn't this story too much? Like, yeah, lasă-mă this că... is 100% false. Like, 100%? Okay. There's no way. He need to go to jail for that. No, that age, no, bro. He was little. And I was not alone. I was with a friend, so it's fine. Who untied him? Caterinca with my boys, friend, you know? His cousin. So his grandma didn't see... It was not in the home. She went to shopping or to supermarket, I don't know. She had to come back. So exactly, we knew she's coming back soon. So we tied him. How you knew? Huh? Like, how you knew? Because my friend and with this guy was living in the same house with grandma. Exactly, with grandma. She went to the supermarket, so we knew that we have 10-15 minutes to do some crazy in the house. So zi-mă verdict în engleză. The verdict. Ah, da, chiar așa e? Verdict, yes. Do you speak with that friend now? No, bro. I don't know what he's doing. But you didn't none of them. Have a falling out. You didn't have an argument. You just don't speak anymore. No. It was a regular day. We did that every day. No, but I'm saying with the friend now. So you just don't no, speak exactly, anymore, exactly. But no, you don't no, have no, any argument with him or childhood anything. Childhood, you know? Yeah. Like we were just playing. Nothing. We used to play football together after and very dangerous. Very dangerous football, friend. Sfântul Gheorghe, remember the city. Sfântul Gheorghe, same exact. Gheorghe. Ok, deci pe românește povestea asta vă sună. Nu e adevărată niciodată, n-are cum să fie adevărată, e imposibil. Și până la urmă bunica s-a avut sau nu? Da, păi noi am plecat din casă. So what did the grandma think of this? I don't know. Good. Because we left the house, she came, she find him. Oh, here's a good question. What kind of did you... I don't know Granny. The sides. You p***, I don't remember the video. Okay, you don't remember the genre. No, I don't remember the genre. I remember it was p***. So if you have the verdict, you can give the verdict. Hyman, tell me. False. Albert. The same. Same. Okay, so they are saying your story is a very big cap. I think it's true. You think it's true? I think it's true, but I go with majority. And I say fake. But I think majority. It's true. I think it's true. I don't know why. I think it's true. Same, man. Okay, so what? The final verdict is cap and? It's true. Yeah! Oh, e adevărat, frate. Am dat foc din greșeală la un monument istoric.
Ce monument istoric? Sincer, habar nu am cum se numește. Cumințenia Pământului, ia fofil, ia dracu. Ești cuminte tu? Cu brichetă, nu știam că este un monument istoric. Cum arăta acest monument istoric? Era o fântână la mine la țară și lângă fântână era o chestie mai din lemn, așa, dar era mai veche. Și sub ea scria că e nu știu cine din data de la nu știu care la nu știu care. Știi? Era un monument, practic, un monument practic al satului, să zic așa. Ceva ce extrem sat? De Tomozia. Tomozia e arhicunoscut pentru pepeni, pentru toate alea. Monumente prea. În ce județ? E pe lângă Bacău. Bacău. Și era o chestie de lemn cum ar veni și ăla era monumentul? Era, nu era foarte mare, era gen un metru în sus. A, deci așa o chestie. Ceva de genul, da, foc? Așa. Bă, ideea e că în perioada aia eram foarte destructiv și luasem lemne să fac focul, că la mine la țară acolo se face la sobă ce frumos. Ce trebuie cu lemnul ăsta și ce-ți da. Și am luat lemnele, eram cu un prieten de-al meu de la țară de pe acolo și am luat lemnele și așa am făcut un popas să bem și noi o apă și așa și am văzut ăla. Și iar luai apă. Când am văzut ăla și am văzut că avem și focul și unelte pentru a construi un foc, am zis, hei, hai să facem un foc. Și l-am făcut fix lângă acolo la fântâna aia, pentru că fântâna era departe de casă și nu aveam practic. Mai aveam, să zicem, o jumătate de oră, o oră până acasă, știi, ca să mergem de la fântâna aia până acasă, știi? Ne-am dus acolo, am făcut popasul ăsta să facem apă, să bem și noi niște apă, în timpul ăla a făcut omul focul, i-am zis că, bă, ce face aici, nu știu ce, am continuat cu focul și din greșeală am dus focul la acest monument istoric, i-am dat foc, am fugit și nimeni n-a aflat că nu i-am dat. Dar știi sigur că era monument istoric? Păi, dacă scria sub el, era așa frumos, cu fier, scria sub el nu știu cine de nu știu unde. Dar n-au existat urmări, deci nu a fost nicio urmare. N-a fost nicio urmare, da. Vestitul monument istoric din, bă, cum frate, ai spus că se numea? Tomozia Bacău. Din Tomozia Bacău. Ăla? Au ăla fost identificați fărăși. Bă, cu ăla, ăla vezi că e pe bune. Ai tic cu poză cu el în cameră. Ăla e pe bune, vezi că e important pe bune. Are tatuaj pe el pe spate. Da, dar... Bă, da, dar vrei să zic ceva? David Ioan, care nu vrea să strice imaginea, crezi că zice el, pe cel mai mare canal din România, și producția mea. Tapunul! Ce am zis data trecută? Tapunul! Ai ce am zis data trecută? Ca idee. Și pe lângă chestia asta. Am dat foc la un monument istoric din Tomozia Bacău. Oh, nu. Imaginea mea e distrusă de astăzi. Dacă văd tomozinieni. Am să fim serios. Văd tomozinieni. Și mâine 50 apare episodul, sună primarul. Și nici măcar nu au net. Auzi, bă, te sună primarul. Așa, bă. Așa? Și tu ai luat alea. Interdicție în Tomozia. M-am strafulgerat. Mi-ar trebui, mă, să mulțumească primarul. Că s-au găsit făptat și dracu. S-a rezolvat mișerul. Mamă, fiind Tomozia, David Ioan, de Dor Live. Serios. Exagerat. E față, nu zice el, mă. Își distruge reputația. Exagerat. Tot Bacău. S-a rezolvat misterul din Tomozia. Da, exact. Și ce monument de lemn mai dat în viața mea? Un monument de lemn. Asta a zis, asta am zis și eu. Sunt detective acum cu țigara. Am făcut focul și după nu roade temnițile alea mici, cum îi spune? Garsoniere. Termite? Termite. Da, nu crește la noi asta, mă, unde să știu eu. Dacă vrei să dați verdictul, fals. Echipă. Fals. Un gaga. Rieto. Verdict final fals. Cum e, David? Fals. Ești mă, ai văzut mă? Ai văzut mă? Nu, stai, asta e povestea mea reală de data trecută. Ai povestea mea reală și a băgatului falsă. Am dat foc din greșeală la un moment istoric. Era logic că trebuia să fie din lemn. Bă, Ioniță, bă. Cât de mică e camera. Am înghițit o muscă la studio în timpul unei sesiuni. Era de casă sau de aia marea de cal? Întrebările care contează. Depinde. De la domnul Tic. De la domnul Tic. De casă, aș preciza. Te-ai dat seama după gust sau ai făcut-o pe aia de aici? Am făcut-o pe aia de acolo. Ți-ai scos-o? Nu, s-a dus direct în stomac. Mai zbura? Muriu, a luat-o de ring. Auzi, dacă punea capul la burta ta, s-auzea... Ce mă, stătea să răgășească? Nu, n-am făcut teste de astea. În timp ce registrai, ce melodie? Nu, ceva demo, nu e lansată, nu e nimic. Cu cine aveai sesiune? Cu Marco Glass și un producător. Era cald, era frig afară? Era primăvară. Era cald și frig. Nu era muște. Nu muște. Că moare iarna și învie vara. Învie, pardon, învie. Păi așa se spune la noi. Zi-mă, păi stai puțin. Musca aia nu vă deranja puțin prin cameră sau era mică? Nu vă simt până atunci musca, pana mea. Nu. Păi de unde știu că e muscă? Nu era de la noi, de la păi studio. Păi am presupus că e muscă. Era o chestie care a zburat la mine în gură random. Hai mă, cu nimic convine să mă pup pe la... Îți lasă cea că rupe. Primăvara, mă, nu sunt muște, mă, primăvara. Era primăvara, vară. A, era primăvara, toamnă, iarnă. Și tu crezi că a fost o muscă sau alt certripod în ăsta? Așa am presupus eu că e muscă. Gen după ce? După gust? Nu după gust, dar am văzut-o zburând la mine în gură. Ai văzut-o gen înainte de faptă? Ai văzut-o venind.
înainte de da, față. Da, o milisecundă. Am presupus eu că este muscă. Dar nu te-ai înnecat. Deci când la cu parcare. Ba da, m-am înnecat. Da, da, avionul da, da. Am simțit, da. Păi și n-ai dat, ți-a venit să dai afară? Nu, a fost ghizeac. Ce-am înghițit și atât. S-a continuat normal după aia. Nu, da, nu, m-am întors la așa zic, bă, cred că am înghițit o muscă. Care a fost, cum se simțea după ce ai înghițit-o? Bă, frate, păi, nu, eu am înghițit-o, chestie... știu cum se simte, gen. Musca e atâta, e efectiv, nu, n-am simțit-o niciun fel. Era nu ca și cum să simte. Să simte, nu poate nu era muscă de-aia mare, poate era musculiță. Da, bă, tot te luat de făcut aici. Nu mai știu cum eram. E adevărat, mă. Plegeam voci. Mergeți pe adevărat, sau? Adevărat, nu, eu zic că e fals, mă, pare fals. Mi se pare fals. Nu simți nimic. Mergeți pe fals, eu zic că adevărat. Costi, mergi pe fals, tu ești reprezentantul echipei tale. Fals no, sau adevărat? De situația. Este... Și tu ești bătrân, mă? Da, mă, e adevărat, Caticul. Răspuns final adevărat. Cum e, Erica? E fals și Ionita mi-a scris cea mai penală poveste și bravo, proastă mă, poveste bravo din lume, what the fuck? Păi eu ți-am zis că e falsă, că e logic. Doamne, dar n-aș fi crezut eu o secundă când scrie Ionita așa poveste tâmpită.